Astăzi vine Mira, Aqua Carpatica e cu noi. Sănătate, am venit. Bună. Bună. Și bine ai venit la podcast. Bine v-am găsit. Mamă, mi-am pus și tocuri. Perfect, lasă, poți să stai jos. De-aia l-am luat, am zis să am o intrare galantă, așa, să fiu ca o gazelă. Spune să te la 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 las, că n-am să te las. Deci aici devin artiști. Școala de artistică Raie. Uitați, în noiembrie avem concert la Sala Palatului. Sărbătorim 30 de ani. 30 de ani de când ne cunoaștem. Mai intrăm aici. Ah, ia, gata? Ia, mai cu cineva? Ce piesă m-ați așteptat? Deci, oroarea mea piesa asta, pentru că este în tonalitate foarte joasă și eu sunt aici. Opa, opa, Jamie, opa, 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 opa. Și hai, hai. Da. Tot momentul pe care l-ai făcut cu Pindu, da. A fost jos? Sau? Da, asta? Nu, era foarte jos și chiar ziceam, haide, te rog eu frumos să facem cumva, să pot să cânt și eu, că era jos, jos, jos. Foarte ia, jos. Ia, ia să încercăm. Și aceeași tonalitate ca acolo, nu? Ia să încercăm asta. Ia. Poate în tonalitatea bună. Ia. Mai bine ăsta. Stai așa, stai. Zizi, stai. Pune casca. A venit Mira. Mira, Mira, Mira. Mira, Mira, Mira. Mamă, și mi-ai scris așa în... Da, în ăsta, da, așa, așa, așa. Să scriu frută de-a meu dor. Să scriu.
distracție aici la voi. Da, acesta a fost podcastul cu Mira, a fost o prezență încântătoare. Rapid, așa. Rapid, un, da, doi, iată, și Mira știe că anul acesta rapid sărbătorește 100 de ani de la înființare. Bravo! Ia uite-mă cum ai așteptat-o cu... Da, nu, bă, nu, bă, nu, da, nu, da, nu. Da, bă, da, gata! Pauză de cafea. Asta este ca lapte... Ca să nu te mai deranjeze. Ah, gata, corect. Asta e la valiera mea. Am stricat-o, cred. De, dar de ce ai stricat-o? Mai m-am enervat, sincer. Că nu, m-am mai strâns prea tare la piept. Ai cunoscut-o pe Andreea? Am cunoscut-o, drăguță. Da. Am cucerit-o cu culoarea mașinii mele, de ce bine. Suntem... Ce culoare ai? Galbenă? Un lila? Kaki, aș zice. Nici nu știu. O combinație. Stați aici puțin. Întrebăm aici podcastul pentru că toată lumea este interesată ce culoare are mașina. Kaki. Deci un fel de kaki, ceva de genul, da. Deci, că unde a fost mașina ta? Băi, a fost prin toate fronturile Kabul. Irak și ultima la asta. Vai, nu, lasă că mă uit la un serial acum. Zi tu, bă, ieri seară. Da. Fii atent aici, că nebunesc. Zic mâine, stresat de gândul, zic, mă întâlnesc cu Mira, trebuie să învăț atâtea piese pe care nu le-am cântat niciodată. Îmi ziceam, dormind, undeva pe la 3-4 dimineața, Mira, trebuie să mă ajute, pentru că altfel toată opinia muzicală românească o să zică, Brânciu, ești dus, tată, nu cânta. Să nu știi noua generație. Genul... Exact. E? Bravo, bravo, bravo. E? Și stând așa zic, până-mi vine somnul, hai să prind și eu. Iau telecomanda. Deschid televizorul. Lecții. Și îmi vine așa, pe Netflix, Diplomatul. Diplomat? E un film? Ce e asta? Asta m-am întrebat și eu. E un film? Ce e? Îl văd pe un tip pe care îl cunosc, un actor cunoscut, fețe cunoscute și plesc. Tata, 3 episoade. E un serial, un sezon, 3 episoade am văzut și zic, Horia, oprește-te. Mamă, ce mișto. Horia, oprește-te. Mâine Mira vine, ea este fresh și tu ești cu cearcănă la ochi. Treci în pat acum. Horia, oprește-te. Și am vorbit cu mine câte toată noaptea. 3 sau 4? 3 episoade am văzut. Ce ai văzut tu? Fie, că eu n-am văzut niciun episod, că am zis că vin la Horia. Și am zis că mă pun să dorm. Și ce crezi, că m-am întors de pe parte pe alta o oră și ziceam cu al meu, bă, mai bine ne puneam la un episod. Că oricum cât m-am sucit de pe parte pe alta, oricum a trecut păi timpul. Păi, dar numai asta vine, fii atent aici. M-am enervat. Uite că acum că mi-ai zis. Stai, dăm mâna. Ia. Simt. Gata. Simt, mi-ai luat energia. 250 pe minut, fii atent aici. Sfatul meu. Pentru că am trecut prin multe nopți de genul ăsta. Da. De multe nopți. Am vrut să mă uit la seriale și am zis, nu te uita, fraiere. Că după aceea, la 5 dimineața, 6, tati. Nu. Și după aceea, copiii de dimineața, tati. Și nu-i bine. Nu vine, de somn. Nu vine serialul ăsta anumite acum de care... Zi, povestește-mi-l. E cu una care iubește pe unul? Nu, e de asta de CIA, o tipă de la CIA. Băi, este senzațional, este all-time unul de aia cele bune. Aia cu tatuaje? Nu. O tipă blondă de la CIA. A, care se iubește cu una. Na, nu! Nu! Dar și-o știi pe aia altă. Nu, cu un terorist. Dar știi că acum politically correct? Trebuie să fie undeva, stai la film și deodată vezi din neant apar două femei, pac. Na, ce-i frumos și Dumnezeu îi place. Și dacă stai până la sfârșit, cu siguranță o să apară doi. Deci de fiecare dată. Deci nu știe nimeni despre ce serial vorbesc. Că dar zici ce face tipa aia, CIA? Măi, ei au o misiune și anume să prindă teroriști. E o chestie Homeland. Pe Afganistan. Da. Mulțumesc. L-ai văzut, nu? L-ai mâncat pe pâine? Deci nu, mi-a spart fața, efectiv. Damian Lewis. A, nu știu cine. Băiatul ăla, de care se îndrăgostește ea. A, ok. Cu care fac. Nu trebuie să spune, nu dăm spoilere, că sunt oameni acum care o să vrea să se uite la serial. Acum o să băgăm mut. Ne cerem scuze și o să băgăm muzică. Da, unde mă uit? Acolo mă uit, nu? Da, acolo este alătare. Băgăm mut până discutăm noi, fii atent aici. Queen. Cu Queen se îndrăgostește, zi, sincer. Ar face ceva cu Queen? Revenim aici din spoilerele noastre pe care nu le-ați auzit și vreau să vă spun, hai să fac și o introducere ca să gata, fie... Gata, da. Ca să știe lumea cine sunt. Da, corect, asta vreau să spun. Așa. Sunt curios ce melodie băgați pe introducere. Introducere. Avem, stați, păi nu. Oamenii aceștia care se dau mari muzicieni, trupa asta mică de oameni pe care o am eu aici, această trupiță, această grădiniță de copii pe care o am, ei de fiecare dată spun că sunt pregătiți pentru orice.
Fii atent. Doamnelor și domnilor, s-a născut pe 12 martie. Da. Ceva mai, puțin mai sensibil, down tempo, te rog frumos, pentru că... Ce vorbești, m-am făcut o glumă asta al meu din Târgoviște. Perfect. Dragii mei, s-a născut pe 12 martie 1995, la Rovinare. Da. Câștigătoare a concursului Miss Crăciunița din Rovinare. Mi-e frică, nu mai vreau. Stai că n-asistă. Miss Crăciunița din Rovinar în 2011. Deci... Dar și premianta Festivalului Național de Muzică Ușoară Aurelian Andreescu. Doamne și domnilor, Maria Mirabela Cismaru. Ba... Acum Miss Crăciunița. Nu, deci acum Maria Mirabela, ca să de asta mi-a pus mama numele ăsta, real. Pe bune? Da, îi plăcea filmul ăsta. Cântă. Nu știu. Nu știu. Decât bun, Maria bun, Mirabela. Bun, cine o cântă atât? Nici asta nu știu. Nu, serios, mi-a zis mama decât atât. Vezi că era un film? I-am zis, dar de unde ți-a venit ție Maria Mirabela? Și zice, păi uite mama, era un film. Și mi-a plăcut mult filmul ăla și voiau de fapt să te cheme după nașa ta Mirela și eu am zis, ce să te cheme Mirela, nașpa? Mirela. Mirela. Maria Mirela. Mirela. Și au zis, Maria Mirabela. Maria Mirabela. Vreau să spun că acea melodie a fost interpretată de un prieten de-al nostru, care din păcate nu mai e printre noi, Mihai Constantinescu. Da. Era vocea aia așa. Maria Mirabela, Maria Mirabela. Așa, da, așa era. Este și melodia copilării noastre. Cu această ocazie am introdus-o și pe Aurelia. Bună, Aurelia, te pupăm! Vai, ce fericită o să fie. De câte ori își aude numele? Aurelia. De la Aurelia, știi de fapt. Și cum mă mai cheamă? Că eu nu am auzit la nimeni numele ăsta. Torica. Cum îl bagă? Ce? Pe mama! O cheamă Aurelia Torica. Eu n-am... E femininul de la Tor. De la Tor, corect. Nu este diminutivul la Tor, Torica. De la Turturica. Sau de la Tora, cum făceau japonezii în al doilea război mondial. Au zis, trebuie să luăm din... Hai să o îndulcim în românește, Torica. Draga mea, Torica, Aurelia, este... Lasă-mă să ghicesc. Este exact cea de la care ai luat... vocea. Da. Am furat-o bine pe mama. Plecat cu bagajul mare. Problema este că atunci când... E o problemă pe care o aveți amândouă și vă spun pentru că am studiat pozele cu voi. Nasul. E o chestie pe care să spun din prima, fără menajamente. Deci aici nu o să ai perdele, disimulări, nu o să ai totul de-a gata. Adică toată sinceritatea de pe pământ este strânsă în acest podcast cu acești oameni săraci și simpli. Ce, Alice, te-ai simțit atacată de cuvântul simplu? Da. Știi ce îmi zice? Heal the world, make it a better chance for you and... Da. Vreau să spun că atunci când apăreți voi două în poze, da, multă lume care nu vă cunoaște precis zice... surori. Sisters. Da, am pățit acum, am fost cu ea în Barcelona, prima noastră vacanță împreună. Barcelona? Da, și la un moment dat ne ia un taximetrist și zice, tu ermana? No, no, es mi mama. Și mama nu înțelegea nimic, auzea ea ceva, mama, zice... Zic, toată ce tânără pare, foarte tânără, n-aș fi zis niciodată că e mama. Ne dăm jos din mașină, 20 de minute mai târziu, un nene altul. Îmi făcea mama poze și eu îi făceam ei. Și un nene, cred că la 70 de ani, un bătrânel, a pus ochii pe voi. Se uită la mama așa, ce hermosa, hermosa, hermosa. Tu ermana. Zic, no, ombre, es mi mama. Termosul se adrug. Au întrebat-o, termosul. De la Hermos, termos, asta înseamnă. Hermos înseamnă termos. Termosul, unde e termosul? V-am spus foarte clar să râdeți la poantele mele. Păi dacă spaniola nu e de aici, de acolo.
Vreau să te întreb dacă tu mai ții minte ceva, pentru că o să apelez de foarte multe ori astăzi, mă rog, de mai puține ori, la memoria ta. Mai ții tu minte cum a fost Miss Crăciunița cu 12 ani? O, Doamne! Mai ții minte ceva de acolo? Da! Țin minte că aveam atât de multe emoții, deci făceam pe mine de emoții, nu, deci... Și trebuia să cânt. Și aia era, practic, pentru mine, odată că... Proba eram... de cânt. Proba de... Era proba artistică. Și eu, evident, să cânt. Păi și aveam niște emoții. Mi-a rămas și tot cu un fipt în scenă. Că era scenă de-aia șubredă, de lemn, nu știu cum, cu carpetă de-aia pusă. Și când am băgat tot cu acolo, mi-a rămas. Și zic... Zic, aici rămân, nu mă mai ce cenușoare asta sunt eu. Efectiv, da, și a fost overall, a fost o experiență foarte faină. Adică mi-a rămas acolo pe retină, nu pot. Dar am avut emoții. Și ce țin minte e că aveam în loc de păr. Cum în loc de păr? Adică cum suntem obișnuiți să vedem un păr frumos, așa, eu aveam sarmale. Știți tipologia aia? Să intre sărmăluțele cu foi de viță, da. Și am imaginea aia cu mine și mie, Doamne, nu, zic. Păi da, mă, dar fiecare. Am avut etape, am avut și Nike-uri la sprâncene. Ce ai făcut? Nike-uri. Aveam, știi, semnul de la Nike? La mine la sprânceană era. Am avut și asta, am avut și păr roz și verde și am tuns și în baie la școală și pe mine și pe colega mea. Da. Deci ai avut instincte de astea artistice, estetice, da, care ți-au folosit ulterior. Da, da, da. Pentru că ți-ai adus foarte bine aminte. Colegi, să fim atenți acum. Pentru că ți-ai adus foarte bine aminte de acum 13 ani, cu siguranță pentru acum. Pentru acum. Nu. Ce calculezi? Ei bine, tu ai apărut pentru prima dată pe televizor la... Zi, spune-le colegilor mei și celor 7 urmăritori pe care avem. De fapt, trebuie să spunem că atunci a fost prima noastră întâlnire vreodată. Așa, unde ai apărut tu, Mira, mama? Ia zi tu. La Vocea României. La Vocea României. Acel spectacol. Să nu confuz cu surprize, că vreau să-i invit aici noi asta. Și la Vocea României, tu, dragostea mea, Mira, iubita mea, Mira, talentată și cu sărmăluțele de când erai mică. Mai ții minte ce ai cântat? Ce ai cântat ai fost la Vocea? Mersi. Bine, sunt niște probe până să ajung să vin în fața la jurului. La scaunelor, da. Da, am cântat, mă rog, nu mai știu... Asta, Crazy, de la Knas Barkley. Cu asta m-am dus și am dat audiția, cum ar veni. După care am venit la... I remember when... Nu. Aia, da. I remember when... I remember my mind. There was something so pleasant about that place. Da. Even your mission had a good call. My mind. That make me crazy. Pentru mine piesa asta. Da, e pentru tine. That make me crazy. Și cine s-a întors? Cine s-a întors la tine? Real și de drept. Ajutați-mă. Cine s-a întors la tine? Primul care s-a întors la mine. Cine s-a întors la tine? A fost. Cine? The one and only. Cine s-a întors la tine? Horia Brânciu. Bun. Și acum, vine partea aia, iertați-mă. La cine te-ai dus tu după aceea? Hai, hai, la? Ia bagă și de One and Only, ia, nu, bagă din nou, The One and Only! Marius Moga! Băi, fii atât de aici. Deci fata asta frumoasă, pierduse sărmăluțele între timp? Le-am pierdut. Aveam coc de nașă, în schimb, am avansat. Coc de nașă. Coc de nașă? Coc! Ah, coc de nașă! Coc de nașă. Băi, nu l-am... Nu știu, trebuie să-mi pun vocabularul ăsta la punct, chiar trebuie să-mi cerim despre... Aveam coculeț de naș atunci, a fost mai... După ce a crazy, nu știu, mă întorc să... Eu, care sunt, cum să zic, când văd un copil talentat, zic, viața mea, viața ei, mi vida, sua vida, așa.
Și ea zice, nu, îl vreau pe tipul ăla mai creț. Pe vremea păi aia... îmi plăceau sărmăruțele și atunci. Exact, avea sărmăruțe în cap. Și că, tipul ăsta, cred că de-aia la și tipul ăsta are sărmăruțe, cum eram eu mai mică, pac la el. Țin minte și acum că avea niște bretele Marius cu niște porcușori pe el. Da. Dar știi care e partea bună, Horia? Uite, ca să ți-o zic pe aia. Partea bună. Partea bună este că după atâția ani ne revedem în acest context. Da. Și mă bucur să spun, chiar mă bucur că poate ar, na, ne-a dus, drumul ne-a dus frumos, dar treaba este că dintre noi doi, așa, tu ești neschimbat. Numai eu am... Nu. Tu ești preschimbat. Stai. Băi, când erai cu sărmăluțe, era ca un fel de cenușor asta. Acum? Da. Stai să mă uit dacă nu ți-a rămas vreun toc în... Bă, dar dacă nu ți-a rămas vreun toc în podea, nu ești primăvară. Mamă, ce-au făcut festivalurile, aud acordul primul, gata. Hai. Auzi, la câte festivaluri ai fost? Nu știu, nu mai știu. În toată țara, zi tu? Am fost, da, cam la toate, prin țară am fost. Păi trebuia să acumulez și o experiență. Absolut, mi se pare normal. Dar a fost foarte frumos, deci nu există pentru mine, mai ales când mergeam în campurile astea de muzică, mergeam la întorsura Buzăului, ții minte și acum? Băi, tată, ce distracție era. Băi, aia era distracție. Ne întâlneam, stăteam în casa aia de cultură. 14 ani. Început să distracția atunci, da. Deci era atât de distractiv. Cântam ca bezmetici până la 4 dimineața, cu dădeam, cu gin, cu tequila, cu whisky, combinate. Acolo am zis că intru în coma alcoolică. Partea asta, pentru cei mici... Ei făceau o nouă... Trebuie să explic. Ei dădeau așa cu gin pe pereți, pentru că ginul dezinfecta. Deci tu la 14 ani erai cu gin și tequila. Perfect. Cumva... Cred că mi-am ratat adolescența. Nu, fii atent, la 14 ani aia a fost începutul și sfârșitul real. Vă jur. Nu că eu de atunci n-am mai pus gura. Așa de rău mi-a fost. Că eu nu știu, știu că eram la un moment dat în pat cu coșul de gunoi. M-am trezit și am crezut că vă moartea. Am zis, nu, asta e moartea, sigur. Și de atunci eu n-am mai pus gura. Eu nu mai pot să beau tărie. Adică dacă vii cu tărie acum și maxim când mă duc, nu știu în ce contexte, și mă pun să dau cu tot asta de pălincă și for fun, știi? Dacă te deduci, de exemplu, în Bucovina, într-o iarnă, și faci un foc afară. Nu există, nu pot cu alcoolul. Extraordinar. Deci nu pot, alcoolul pentru mine. Nu-mi place oricum gustul, deci nu știu cum au fraierit ăștia. Deci, practic, pentru tine, melodia lui Pavel Stratan, beau puțin câte puțin, nu există. Mm-mm. Pavele schimbă. Iubesc, puțin câte puțin. La iubesc, acolo ești expertă. Da. Eu știu, n-am niciun viciu. Singurul tău viciu, găsișu, de care îmi place mie, fii de aici. Eu ți-am pregătit câteva surprize pe care va trebui să te prinzi din prima. Să mă prind. Încă o dată spun tuturor care ne urmăresc, noi nu am repetat înainte. I-am zis, Mira, vino la mine. Ea a zis, da, unde, când. I-am dat întâlnire la miezul nopții, undeva la turnul Chindiei. Și am început să cântăm. Noi nu am repetat. Unde ca atare. Unde e povestea asta de care zici tu? Nu știu nimic. Deci asta este prima piesă pe care vreau. Dacă să... țin aici microfonul, e bine? Fac bine ce fac? Că vreau să stau așa, lejer, pe spate. Da, da, da. Deci tu stai lejer cum vrei. Cocoșată. Exact, lejer pe spate stai. Băi, iar încep să... Asta ți inspir oare? Așa, delicatețe și... Aici toți sunt romantici. Sunt divorțați cel puțin de 3 ori, 4 ori, unii dintre ei. Glumesc. Deci asta este prima piesă. Divorțați de trupe. Mai cunosc eu de ăștia mulți. Da, știu, nu. Ăștia sunt de-ai mei, copii de-ai mei. Asta e prima piesă. Îmi dai să văd? Da. Vezi că e duet. Și am zis așa, cum nu ai împărțit-o niciodată. Prima parte tu, e un film, suntem doi îndrăgostiți. Tu prima... Și eu trăiesc la ce spui tu. Dar de ce îmi dai mie prima? Poate nu știu. Trebuie să te iau pe tine. Nici eu nu știu. Asta e surpriză. Surpriză e că nici eu nu știu. Deci ce facem? Compunem acum pe loc? Haide! Nu că nu știi. Această piesă trebuie să o știi pentru că toate pe care le cântăm astăzi le cânta cel puțin de 20, 30, poate chiar 100 de ori. Mamă! Deci vorbim de piesele mele atunci? Vai. Dar fii atent aici. Ce frumoasă e piesa asta. Da, când i-am dat telefon lui Duță să-i spun, Laurențiu, dragă.
Dino de Laurentiis. Doamne, așa domnilor, de frumoasă e piesa asta. Aș fi vrut să mă, să mă... îndrăgostesc pe piesa asta. Așa nu. Nu, să fiu un era cu trei sudezi și să mă ia fit pe piesa asta. Dar băi, nu-i băi, băi, vorbesc. Dacă vrei, vorbesc. O reinterpretez. Cine, cine crezi că... Eu am creat 3 sud-est. Eu n-am zis asta niciodată, dar ei știu. Pentru că între timp s-a creat piesa 4 sud-est. 4 sud-est, da? Deci tu ești prima, da? Da. Și deci intru când vreau, da? Ba. Când vrei tu. La noapte am să plec, căci nu-mi e ușor. Când simt iarăși patul rece și gol și glasul tău ca un eco. O nouă zi, tu n-ai să știi. Privesc spre cer și întreb de ce. N-au niciun rost regretele, iar mă îndrept spre nicăieri. Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, din imensile târzii. Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor. Mai poate fi ceva între noi, sunt doar iluzii. Iară, iară! Ăștia, unde ai plecat? Iară, iară, iară! Și acum vin eu, iubitul tău, îi zic așa. Hai, iubitule! Noaptea-mi să plec, e greu dar încerc. Vreau din mintea mea cumva să șterg vorbe în care nu mai cred. În ființa mea e o notă grea, să nu privesc în urma mea. Brațele larg le-am deschis, mă las purta de vânt prin noapte. Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, din mine zile târzi. Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, mai poate fi ceva între noi. Vorbe, vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, dimineții. Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, poate fi ceva între noi, sunt doar iluzii. Vorbe, 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 vorbe. Da, doamne și domnilor, vrem să anunțăm vrem să anunțăm faptul că noi am făcut doar un film. Noi nu suntem îndrăgostiți, suntem îndrăgostiți doar de muzică. De muzică suntem îndrăgostiți pe da. Viață. Băi, da, niciun remediu. Cum vi s-a părut piesa? Dar cum vi s-a părut Mira? Bă, dacă mai cânti melodia asta vreodată. Pandurea, cum deci, se numește? Zice sincer, că nu știu. Pamporea. Băi, fii aici. Pantușii ai. Eu sunt un sfert macedon. Oh. Munchiul meu este regulea. Deci ca să știi clar. Și nașul meu e macedon, așa că...
Deci dacă vrei să mă machiodonim pe tine, zi-mi cum se zice sănătatele. Bine te-am găsit. Cum e salutul? Te-am învățat înainte de filmare. Când se întâlnește un machedon cu un machedon, cum îi spune? Zic cum. Nu știi? Nu. Prima lecție de armână. Zbăneț. Zbăneț? Da. Zbăneț. Zbăneț. Păi așa sună. Zbănețul, unde-i zbănețul? Primează cu... Cu ce? Cum se salută domnul meu de pe... Fizieț! Ai, n-ai ce-ți faci. Aie. Băi, de multe ori mă gândesc la podcasturile astea care n-au trupe, știi? Sunt simpli, frumos, elegant. Ce-ar mai fi? Așa vorbesc, ne întrerupți de glume de genul ăsta, dar, pentru că fata mea, Mira, a venit aici, după drum, cu mașina e kaki. Cu mașina aia. Cu mașina mea kaki. Ia, ia-o, am venit să fac muzichii. Copii încă nu, stați așa. Așa? Dați-mi voie să-i urez din partea noastră. Ce? Apasă. Ia. Poftă mare! Ce? Avem aici... Vai de capul meu! Avem aici așa! Wow! Aceasta este mazăre cu cărniță! V-am pupat! Oh, cu aceasta podcastul nostru s-a încheiat și cu pâinică, nu. Băi, vreau să te întreb o chestie, că... Să moi binică. Deci nu, vreau să știu. Voi știați de treaba asta că mie îmi place mâncarea. Uai, iubesc mazărea. A sunat-o pe mama? Dacă o sunam pe maică-ta, maică-ta era aici lângă mine cântând. Băi, din asta. Deci fii atent aici. Din asta poți să faci parfum. Jur. Pă bune, și poți să faci parfum și din usturoi. Eu nu știu cum industria asta a parfumurilor nu și-a dat seama. Dar poți să crezi că nu există parfumul ăsta deja, are primul mazăre. Asta n-a fost rea. Asta n-a fost rea. Vreau să văd cum a ieșit. Nu știu, deci, mamă. Deci fii atent. Eu tot timpul am crezut că mazărea este o chestie, hai să mâncăm dulce. Ce mâncăm? Mazăre. Deci e dulce, e consistentă. Deci, vreau să știu cine a gătit asta. Draga mea, am o problemă, că nu știu, nu am timp să gătesc. Nu ai timp să gătești? Mm-mm. Nici o problemă. Zic că iau acum, cine a făcut? Eu am făcut-o, cine să facă? Haide, Horia. De ce crezi că m-am... Toată noaptea am gătit, deci dăm toată noaptea. Care e asta? Piesa mea, dar vezi că nu știi. Păi da, dar nu... Lasă-mă că m-am supărat, am plecat. A fost pe acest podcast, s-a terminat podcastul, a plecat fata. Uite, băi, frate, dar cum naiba toate melodiile de pe lumea asta au iz machedonesc? Păi... Toată noaptea am gătit pentru tine. Băi, da... A plecat la masă, așa-i? Nu, n-am mai suportat. Nu. N-am mai suportat. Câteodată unii dintre noi nu mai suportă și pleacă în afară de mine. Eu trebuie să stau tot timpul aici. Uf, Doamne, Doamne, cât de bun. Tu când erai mică, și asta trebuie să știe lumea, te duceai cu mama la nunți. Da. Bine, nu. La început stăteai deoparte. Până când a... Da. Bun. Și la un moment dat, tu, maică ta, ți-a zis, hai să cânti și tu? Sau cum a fost? Da, a cântat ea la niște rude sau ceva de genul și cumva a simțit că poate să mă lase și pe mine să cânt, că eram la rude și nu putea să ne înjure nimeni. Adică era gen, ea noastră, bă, lăsați-o. Și țin minte și acum că m-a pus la un taia. A zis că are undeva pe o filmare. Cred că aveam undeva la 4-5 ani, ceva de genul. Eram atâta cât o ghindă. Kichi. Kichi Miro. Mă rog, nu știu dacă... Da, Kichi, exact. Mă bucur că știi ungurește. Păi l-am pe acasă, pe al meu. Pe... Am luat pe al tău. Am pe al meu. Este elevat. Scuze, e lecheș. Da. M-am așa, întorcându-ne la subiect... Așa? Când m-au filmat când eram mic acolo, nu am filmarea, însă țin minte că mi-a zis atâta. Și țin minte piesa, nu țin foarte bine minte, țin minte doar că atâta. Era o piesă care se numea ceva de genul rupt-o boi, șoguntri.
Da-na-na, și jura pasă și dușmanii nu ne lasă. Rup-te-o voit în jaua, nu te negoi obcina. Rup-te-o voit în jaua, părâm pe obcina. Asta cântam. Dar jur că nu știu ce piesă e, atâta ține. Ai auzit vreodată de piesa? Păi ce știi piesa asta? Nu știu. N-ai cultură muzicală, Horia. Da, da. Rupt să nu oboi. Tu, nu știi să rupt oboi. Nu-i vorba de oboi, ci de niște boi. Boi care au rupt-o. Să știi că nu e o piesă ușoară pentru un copil de 5 ani. Asta ca să ne fie clar. Asta am gândat, cică. Și e dovadă. Deci, sunt dată naibii. Mi se pare senzațional. Băi, deci, să mâncați. Mai e? Cică, să mâncați mazăre, e foarte important. Păi nu, ca să știu dacă vă păstrez sau nu. Nu, că noi am mâncat covrigi. Iar începem, băi, ești formidabil. Dar, dacă vei cânta următoarea piesă bine, s-ar putea să am o surpriză pentru tine. Dacă nu, nu. Bă, da, deci mai cu muzică, cu muzică. Nu, hai să dăm cu pe cântat. Sălățica la mazăre. Poate, poate, niște varză. A început piesa deja. Da? O știu. Unde am stat noi Revelionul 20, 21, 20, 22? Vai, ce frumos. Și am dat, și bineînțeles, primul Revelion din istoria ProTV-ului. Care a avut cea mai mare audiență prima dată după mult timp. A venit eu. Dar acum înțelege, pentru că a venit Mira. Păi nu, a fost prima dată când am venit. Anul ăsta cum au stat audiențele? Știi? Au fost bine. Dar mai bine ca celălalt. Nu, nu, nu. Normal că nu. Toată lumea întreba. De ce nu Mira? Inimioara Mira. Hai de Horia. Of, inimioară. De ce mi se pare? Nu știu, mamă, tu știi asta. Că noaptea e mare și drumul e lung. Mă ții de veche. Cum un film ceva? Chiar și peste poate. Chiar și peste poate. Și atunci s-o coate. Unde o să ajungi? O, inimă, tu n-ai minte deloc. Nu-mi dai tihnă nici noapte, nici zi. O, inimă, câte ofuri t-o strâng. Când mă fac pasă râd, pasă plâng. Credeam că mă ajuți. Oh my heart. Nu mi se pare, nu mai știu unde sunt. Mi-ai luat cântatul, Mira. Mi-ai luat oftatul. De mine ori m-am luat de gânduri. Mie îmi spui toată noaptea pe gânduri. Vorbesc chiar cu mine. Și te gândești la mine? Da, da. Nu mai e bine. Din noapte în zori. O, inimă, tu n-ai minte deloc. Te-ai mănânci noapte, nici zi. N-am altă cale. Ți le duc și
găsit. Ai găsit. Și îmi știe gândul. Nici nu m-am încălzit bine, băi, Horia, și m-ai băgat direct în pâine și nu înțeleg nimic. Te-ai... Ai zis pâine? Ai... Da. Ai cântat bine? Ai cântat bine? Aoleu, nu se poate! Dar ăsta este, ăsta e aici. Rozesec, domeniile Cuza. Dar cred că o să-ți placă. Pentru că ăsta este un vin pe care numai Alexandru Ian Cuza. Deci fii atent, eu gust, că... Atât gust, noroc! Că știe lumea că-s cu mașina, după aia mă... Dragii mei, pentru martie și pentru cei 28 de ani ai tăi... De zile petrecute pe pământul ăsta. La mulți ani, gata. Mira! La mulți ani, la mulți ani nouă, sănătate și mult bani. Băi, Cristiane! Cristiane. Rău nu e. Rău nu e vinul. Rău nu Băi, e. Cristiane, de ce nu-ți cer mie? Vrei un pahar de vin? Da, și eu vreau. Și tu vrei un pahar de vin? Mama, Andreea, vor copii un pahar de vin. De ce să le iau eu? Adun... Dacă în locul de paharului de vin poți să-mi dai, te rog, un cap de pâine. Ia uite, deci deja am cântat. Câte piese am cântat, Horia? Foarte multe. Vreau un bob de mazăre. Uite, îți dau asta. Uite, pâinea. Eu nu mănânc cu pâine. Luați pâine aici, la voi. Așa, la voi. Vin. Vine imediat. Pâine cu vin. Mai mâncați o dată Paștele, gen. Da. Vă muiați frumos. Nu? Ia, gata. Deci astea... eu vreau să așa cu mazărea asta în față. Da. De obicei când deci termin, nu, eu fac spuneți? Așa. Îmi spun, așa faceți. Da, pentru că la final... Nu vreau să fac mizerie. Nu, draga mea, asta nu e mizerie. E creație? Nu, am sindromul ăla de acasă, că îmi trăgea mama două scartoafe dacă lăsam ceva pe jos, nu n-ai văzut. Torica mamă. Torica mamă. Torica mamă, suntem aici. Teroristă. Ăsta este pentru Alice. Te rog. Ia, draga Alice. Iar ăsta... Alice, ce drăguț, ce frumos. L-am așa? Ăsta este pentru... Eu am venit cu mașina roșie, n-am mai aia cachin și... Nu, ia... Pentru... Băi, ăsta este pentru... Echipa tehnică. Pentru echipa tehnică. Nu, no, finimioară... Deci... De ce mi se am multe întrebări, dar uite, de exemplu, pentru că îți place piesa asta și ai rămas pe ea. În noapte mare... De ce nu cânti în spectacolele tale? Aș putea să o cânt. Mi-ai dat o idee. Iubesc femeia. Imaginează să cânt asta după ce cânt piesă cu Uzi. Și o să zică lumea s-a lovit la cap. Ce a pățit? Hai să cântăm și de inimă să jucăm și să vezi cum vor dansa toți copiii. Mă, măcar o să bucur un alt public, clar. Sigur că da, tu trebuie să te gândești de fiecare dată la chestia asta. Îți spun eu, din scurta mea experiență, că tu trebuie să cânti și să bucuri oamenii, dar să-ți cânti și ce-ți place ție. Doamne, păi dacă nu există. Am trecut de etapa aia, am cântat și ce nu mi-a plăcut. Ce nu ți-a plăcut? Păi, de exemplu, nu mai suportam când cântam la nunți. Așa? Da, evident că n-am piesă și când... Aia, că nici nu vreau să mi-o aduc în minte, te rog. Ți-ai scos-o din cap. Nu, că nu vreau să o tai de la... Nu, Simply the Best e ceva. Nu mai pot. Deci, exact asta, sentimentul este reciproc. Niciodată, cred că de 30 de ani de zile, am cântat Simply the Best, probabil la primele mele concerte din Brașov. Doamne.
Dar după aceea... Și mai era una, deci... Ah, I Will Survive. Oh, no, 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 I Will Survive. It's alive. I got all my life to give. I got all my life to give. I Will Survive. Tu mai ești. Înainte o să-i dau telefon Mirei și o să zic așa. I Will Survive. Nu, nu, nu. Alo, Mira? Alo, Mira? Da. First I was a friend. I was petrified. I am petrified. Da, mă, da, da, te înțeleg. Nu, deci nu, 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 atâta m-au oripilat că am cântat atât de mult piesele astea. Bine, și în festivaluri cântam de mă spărgeam Laura Stoica. Ce? Nu, nu, nu merge pe comercial, domne. Cântam aia. Focul, primul nostru legământ. Focul, adevărul de mă cuvânt. Focul, după... Da, da, înțeleg. De astea, de trebuia să-mi pun vocea în evidență. Simply the best. Da, spune-mi, te rog frumos, dacă intru acum la tine în cameră și deschid ușa așa larg. Care cameră? Ca mai multe. Dacă, la casă, la Târgu Jiu sau aici în București? La Târgu Jiu. Așa. Dacă intru eu în casă la tine la Târgu Jiu, a, unde sunt afișele cu Rebelde și cu Lala Bell? Vai, nu, că nu mă lăsa mama să pun afișe că mă... Nu cred așa ceva. Da, mă, nu există, ea era nebună pe subiectul ăsta. Nu deci, cred. Deci ea mi-a aruncat toate hainele de la etajul 4. Ești afară. Literalmente de la etajul 4. Nu, nu, e clintită. A fost clintită, cred că acum e mai bine, e pe refacere. Deci mămica mea dragă și scumpă, te pupă, Aurelia, te iubesc. A fost într-o zi, nu știu ce dracului noi făcut eu, nu știu, n-am așezat hainele. Asta a deranjat-o, că trebuia să-mi așez hainele în dulap. Deci ea avea o problemă, trebuia să mi le așez, dar la modul aliniuță, frumos, nu băgate acolo în dulap și închizi dulapul. Și așa le-a găsit. Cum le-ai dat tu pe jos? Da, așa. Le-am pus acolo. Ce, copii Zerzin, la... tu aveai la 16-17 ani. Cât aveam atunci? Nu știu cât aveam atunci. Eram mic, oricum. Mică, da. Și mi-a luat mama și mi-a zis, nu le aranjezi? Uite, vrei să vezi cum zboară? Extraordinar. Și s-a dus la geam și uite așa le-a dat drumul de sus. Și de la etajul 4? De la ce etaj? De la etajul 4. Etajul 4 și... S-au dus în grădină la vecinul. Și că, doamne, ce mai ai pus în grădină? Băi, am pus niște pantalonei, foarte bine au crescut. Auzi, da, s-a întâmplat la fel și cu afișele? Păi nu m-a lăsat, ce afișe la mine? Doamne, că eu stăteam în sufragerie, eu n-aveam camera mea, basically. Stăteam într-o sufragerie unde aveam un colțar, unde trăgeam colțarul, îmi făceam păticul în fiecare zi, îl desfăceam, îl făceam, mă freca la cap cu chestia asta, de-aia am zis, lasă-mă, nu pot să am și eu un pat normal, ca un om, ca un copil normal. Și nu, am rămas la canapea, la colțar și nu m-a lăsat să pun nimic. Aveam, în schimb, un dosar. Deci luam toate revistele. Uh-huh. Luam toate posterele, le băgam în dosar, le făceam, le scriam cine e Anai, cine e Mia, din Rebelde vorbesc. Blonda. E Anais. Da, așa. Anais, e ce am zis, Anai? Numele ei... Nu de scenă, de real. Da, cred. Aha. Nu mai știu exact. Era îndrăgostită de vorba de acolo? Păi eu mai știu. Am uitat. Nu mai știu. În schimb, cu Lala Band n-am avut crash. Nu știu de ce. Nu mi-aduc aminte de Lala Band. Lala Band era cu... Adică știu toată cu povestea. Cu Sore, cu Alina Eremia. Cu Dorian. Dar nu am... Cu Livito Deorescu, dar eu nu am... Nu știu ce s-a întâmplat. Nu vorbeam spaniolă. Cred că. Porque ahora yo puedo hablar muy bien español. Sí. Me gusta, me encanta. Păi n-ai bătut, atâta știu. Dacă tot te gusta și ai gustat, văd că așa mazăre. Știi vreo melodie care îți merge la suflet în spaniolă? Că tot repertoriu. Și acum scoate CD după CD, CD după CD. O spaniolă, mă. Păi eu sunt sigură că și numai dacă îmi zici tu, că eu mie nu vin... Deci, eu mi-am dat seama de un lucru. Mie dacă mă întreabă acum cineva care e melodia ta preferată și cred că pățim cu... E cea mai oribilă întrebare. Deci de nu, acolo. Eu cred că pățim cu toții chestia asta. Noi ăștia care suntem în muzică. Efectiv, eu una, parcă nu mai ascult muzică, că atât de multă muzică fac încât nu mai vreau să mai ascult. Nu mai vreau, lasă-mă că stau prea mult, nu, e too much. Și acum am întrebat cineva, ce melodii, ce muzică mai ascult? Zic, nu știu, nu mai ascult, ascult tot și nimic, nu știu ce să zic, ascult. Și acum, dacă îmi pui niște piese, eu cred că le știu, dar dacă mă pui să-mi scot din capul meu una, să-ți dau, nu știu.
îmbâxit, nu știu. Da, îți aduci aminte cum s-a numit prima ta trupă? Anonim. Că cum vă numiți? Anonim. Nu, nu, cum vă numiți? Nu, nu, suntem anonim. Dar da, cum vă numiți? Da, deci asta a fost efectiv... Suntem anonim. Bă, zi-mi, bă, titlu, cum se numește? Anonim. Știi, Horia, pe principiu, care-i parola? Nu am parolă. Păi care-i parola? Nu am parolă, e parola. Da, știi? E. Da, Anonim Band ne-am zis. Mi se pare că, cred că eu am avut ideea. Nici nu mai știu dacă eu am avut-o. Dar erați numai băieți și o singură fată. Mai parcă mai era o fată. O fată la care se cânta la ce? M-a avut o fată care cânta la chitară bas. Chitară bas, da, frumos, interesant, îmi place. Cred, nu mai știu, atunci... Deci, maica mea mereu mă ceartă că îmi zice că să-mi iau niște de-astea, pastile de-astea de memorie. Așa, lecitină. Da, mi-a zis că ea a început să ia niște pastile de-astea de memorie și a zis că sunt super bune. Și am zis, păi zi bre și mie, că nu vezi că am probleme, că nu reușesc să-mi aduc aminte chestii. Cred că undeva unde lucrurile care nu le-am folosit și nu mi-au servit, nu la efectiv le-am dat la gunoi. Am zis, nu. Din viață, din mica mea experiență de viață, spun că în momentul în care ți s-a întâmplat ceva unde ți-a vibrat, fie că a fost jos, da, și ai suferit, fie că a fost sus și ai fost extaziată, momentul ăla l-ai reținut. O, suferințele le-am pus bine acolo. Nu le-ai tanișat? Nu, no, nu, pe alea trebuie să rămână, că de acolo trebuie să mă inspir să mai vină câte o idee de piesă. Mă, eu cred că tu ai foarte multe idei frumoase și o să auzim câteva astăzi dintre ele. Dar e important că tot drumul ăsta muzical și toate experiențele tale de la festivalul s-au concretizat în ceva. Tu nu ai rămas străină la instrumente muzicale și primul lucru de care te-ai îndrăgostit a fost primul instrument. Primul și primul? Da. Păi am avut chitară. Ce știi tu să cânti la chitară? Mă, ideea e că am început de pe YouTube, că atunci a pornit și YouTube, adică așa, am descoperit și eu YouTube-ul. Așa, așa, și odată așa cu el, evident că am stat și am navigat numai de muzică, m-a interesat, nu m-a interesat nimic altceva, și seriale. Și acolo am învățat și engleza, din seriale le-am învățat și din muzică. Și am văzut eu acolo că mi-a apărut la un moment dat un video cu un băiat care cânta la chitară și zic, mamă, ce frumos, ce frumos sună, de aș putea să fac și eu chestia asta. Și mi-am strâns bani. Așa. Și mi-am luat o chitară. Mi-am luat o chitară albastră. Țin minte și acum, bă, era o pârnaie de chitară. Doar arăta frumos. Arăta frumos, dar era pârnaie, pentru că așa de... avea niște corzi. Mamă, m-au tăiat la degete corzile alea. Păi asta e mamă, dar deci era distanța între fret și corzi. Și atât de rigide erau că când îmi puneam, deci aveam, îmi ieșea sânge la un moment dat, atâta zdrângăneam la ea și zicea mama, ce-s cu mâinile alea, mă, fată, la tine, că aveam, dar mi-a plăcut și am avut un profesor care, săracul, a venit de două ori să-mi dea lecții și a treia oară a murit. Olo! Deci nimeni să nu-i dea lecții Mirei. Nu, eu doar spuneam, eu n-am zis nimic, Mira, n-am zis nimic, nu vreau să, doar să niște sugestii așa, depărtate. Da. Eu sunt profesor cel mai bun. Bine, acum pare că sunt tot insensibilă. Da, pun așa într-o notă pozitivă, ce să facem acum? Așa a fost să și fie. Și gata cu chitara? Și după aceea, nu, am învățat eu de pe YouTube, Horia. Am tot drăgălit-o eu de pe YouTube. Dar e perfect. Gândește-te că Mircea Baniciu îmi spunea că el a învățat după o revistă. Efectiv, și am zis, nu dăm revista. Există. Ba da. Avea o revistă. Haide-mă, cum să... cu puncticele unde să ții mâinile, unde să ții degetele. Și el a învățat, așa a învățat el chitară. Și într-o săptămână a dat toată revista. Deci ca să înțelegi, sunt tot felul de oameni, nu contează cum înveți, ci contează ce faci cu ce ai învățat după aceea. Uite, eu am încercat să... Crezi că eu n-am fost pe tutoriale de chitară? Ba da. Și? Dar stai puțin, că nici eu nu te gândi, că și eu zici că am o mână stângă în loc de dreapta. Nu, de mână, că mâna stângă, de fapt dreapta. Zici că cânt cu dreapta la... Dar da, tu n-ai cântat niciodată o melodie, una mică, în concertele tale cu chitară? Niciodată? Nu, nu, nu. Vezi că asta o să simți mai târziu. Nu știu ce să zic. Nu mai am timp de nimic. Ce naiba să mai... Ce vorbești, mă? Ce vorbești ăsta, mă, că nu mai ai timp de nimic? Nu mai am timp de nimic. Ah, da, fiind îndrăgostită, te înțeleg, da. Păi și, dar nu are legătură cu asta. Păi nu, dar că scrieți... Înțeleg că ați început să scrieți promisiunile, the vows, știi? Da, le scriem. Dragul meu. Le scriem pe suflet.
niciodată nu o să te consider un profesor. Pentru că dacă ne sărutăm de două ori, a trei ori, vei fi pe lumea cealaltă. Dragul meu. Îți dai seama. Eu am vreau să fac cu tine o experiență. Ai cântat piesa asta, dar n-ai cântat-o în ritmul ăsta. E o piesă veselă. Am făcut-o noi mai veselă. Pentru ce că piesă? Nu te interesează și nu mai trage cu ochiul. Oricum sunt chioară și nu prea văd. Lasă-mă așa, mă chinui. Știi, pe mine distează cum te zugrăvești așa cu tot felul de defecte. Prima... Așa, știi? Prima ta trupă s-a numit. Ok, gata. Anonimul venețian. Deci, dragii mei... Da, Horia, vreau și o să te aud cântând pe tine. O să ai șansa... Băi, astăzi faci doar bante bune. Cred că Mira este muza ta. Ia să ce îmi dai. Vezi că am auzit, adăugat strofa mea pe care tu n-ai făcut o înregistrare. Uite-te la a doua. Da, ai auzit-o pe a doua? Aici? Nu, nu, tu nu cânti pe aia a doua înregistrare, aia mea. Nu cânt. Vezi? Acum completăm. Ai văzut? Ha, ha. Ok, hai. Domnilor, așa șlampă cum e ritmul ăsta de... Să-ți spun... Ce dragoste? Ce simți? Ce simți? Acum... Și te rog... Ce dragoste? Iubirea mea... Nu știi, nu-și cer nimic. Pentru că vrei să pleci, dar pe mine. Să-ți spun ce simt, ce simt acum. Alo? Alo? Iubirea mea. Cine e? Sunt eu. Cine exact? Fericirea. Alo? 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 Sunt iarăși eu. Tu? Picasso. Haide. Ți-am dat un bit. Tiri. Și să poți. Dar să-și știi, nu-și cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. Chipul tău și dragostea din tăi mi-arătăți de ochii tăi. Vrei să pleci, dar numai ei. Maya, 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 ho, Maya, ho, Maya, bravo, Mira! Da, mă, băi, asta e Mira. Deci asta cred că mi-a plăcut mie de când am cunoscut-o pe ea. Da, cum dai mai încet? Mi-au crăpat urechile. Ah, iartă-mă. Ia vorbește acolo, 20. Hai. 20, 20. Casca cu totul mai încet. 20, 20, vreau. Da. Cred că aia e. Ia stai. Asta. Hei, asta era. Mamă mea, asta era bine.
Gata. Vrei să spui că ai un auz foarte fin? Iartă-mă, eu am urechi de elefant. Nu, 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 vreau să spun singur lucru, dar să nu ne audă. Știi, am îmbătrânit și... Cum că tot așa te-am lăsat? Da, urechi, dar nu se vede. Scărița interioară a căzut. S-a rupt. Băi, de fiecare dată când mi se povestea despre... Vai, nu, era să zic o prostie. Mă bagi în filme. Cu adulți. A rămas să te întreb de ciocănel. Da. Da, shit! Ciocănelul a căzut de mult. Cristiane? 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 Cristiane, fii atent aici. Fii atent aici. Te trimit la Craiova înapoi. Așa da, craiovean. Frumos. Nu, 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 nu știu ce este un titlu de glorie. Alice, unde te-ai născut? Ești singura bucureșteană. Bucureșteancă. Bucureșteancă. Tra-la-la-la-la-la. Mă, și totuși nu, eu am, nu știu de ce, aveam o impresie despre bucureșteni că sunt cu bășini, gen, știi? Așa. Nu. Ok. Și că nu e. Aere de București. Flatulențe. Exact, flatule. Flatule. Je suis flatule. Doar că atunci când te-am cunoscut pe tine, Alice, ai detronat. Când te-am cunoscut pe tine, Alice. Auzi, tu cum faci compozițiile? Adică, de exemplu, vrei procesul exact? Da, ce iau? Bol de mazăre? Da. Cum? Da. Adică tu te duci acasă și, de exemplu, după ce ziua asta, pleci răvășită după podcastul ăsta. Evident. Distrusă spiritual, pentru că te duci la Levi. Lasă-mă. 3 ore nu vorbi cu mine. O săptămână mă duc la Salina Ocna, la Ocna, Salina Zimosta, Salina Turda. La băile Herculane, la Nămol. Da, ai mei se duc, de aia știu. Da? Da, doare spatele, nu știu, habar n-am. Și după aceea zici, dar totuși înainte să mă duc la Nămol, hai să fac o melodie, m-a inspirat astăzi ce s-a întâmplat. Tu scrii numai dacă suferi în dragoste? Înainte, da, așa făceam, acum nu. Că acum nu mai sufăr. Și acum este... Nu e bine. Nu, pentru că acum cumva am acumulat experiențe, așa? Mi s-au implementat bine acolo, în creier și suflet, și cumva mi-e mai ușor să le exprim. Aha. Atunci când era la cald, mi-era mai greu să-mi găsesc cuvintele, știi? Și cumva mi se pare că acum este frumosul din mine, de fapt. Când am... Ce chestie? Frumosul din tine a ieșit de mult la suprafață, dar dinăuntru acum e procesul acela teribil. O întrebare pe care vreau să ți-o adresez, pentru că ai fost într-o vacanță foarte frumoasă la începutul acestui an. Unde? Păi nu știu unde. Nici nu mă interesează în ce vacanță ești, odată ce fotografiile sunt atât de bine realizate. Le fotografii. Controversate de asemenea. Da. Aș vrea în primul rând... Să spun că ești o fericită. De ce? Pentru că eu când mă duc cu nevastă mea într-o vacanță, din toată vacanța, cred că din 10 zile, de exemplu, eu am 2 poze. De ce? Nu-ți place să faci? Nu-ți place să stai la poze? Nu. Zic, nu mă prind de nevastă mea. Nu e obișnuită să facă. Levi, iubitul tău pe de altă parte... Este ceva. Deci vreau, ce vreau să spun? Vreau să mi-l dai și pe mine, pe Levi, într-o vacanță. Vreau să-mi facă și mie niște poze. Când mă trezesc, când mă arunc în piscină, deci faci niște poze senzaționale. Și mi-a plăcut de... Dar de fapt știi că în spatele lui sunt eu. Deci cred că pe mine trebuie să mă chemi. Adică n-ai înțeles. În principiu eu sunt acolo, găsesc punctul, găsesc totul și doar... Îl rog doar să apese pe buton și... Bine, sincer, nu. La început așa era. Acum a învățat atât de bine încât știe și cum să facă. Știe mai bine decât mine. L-ai trăinuit? Pe partea asta de poze, evident. Păi dar cum era altfel? Am zis că există și varianta să luăm pe cineva care să vină cum? Să... Cum? În vacanță cu voi? Ce să facem? Dar tocmai asta a fost ideea. Da, nu, dar ideea e foarte bună. Levi, ce te rog frumos, plănuiești eu în vară o vacanță, o iau pe Mira și tu te descurci prin casă cu oricum. Bă, ce? N-am zis nimic. Așa. Te descurci tu prin...
Lasă-mă să vă... Nu, domne, n-am zis nimic. Ce contează? O săptămână, două. Și îți trimit, Levi, îți promit că îți trimitem pozele. Eu te dau pozele. Să le țin acolo. Gen, să pună postere, cum aveam eu rebelde. Rebelde. Deci, așa o să facem noi. Horia Brenciu, dosărel. Dosărelul Horia Brenciu. Bun. Acum urmează un moment foarte delicat. De ce? Ce poate fi delicat? E, draga delicat mea. În... Așa, bine zici. În măzărică? Nu, nu, nu. Delicată muzicică. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că... Uai, deci am uitat cât de bună e. Vrei pâine? Nu, noi nu mâncăm cu pâine. Da, pâinea... De când am început podcastul ăsta, i-am făcut multe nebunii. În sensul că am cântat piesele pe care... pe care nu mă gândeam vreodată să le pot cânta. Și mi-a folosit pentru că am înțeles și mai bine fenomenul muzical. Deci am cântat niște piese care nu veneau în ton, că de obicei, și ăsta, cred că asta spun pentru prima dată, toate piesele pe care le cânt aici sunt cântate de interlocutorul meu în tonul lui. Știi? Și asta mă aduce de prietenul meu Sinatra, știi că am un Frank, prietenul meu, care de fiecare dată pe cine invita, zicea, dom'le, piesa mea e în si, cânt în si. Nu mă interesează dacă tu nu poți să iei tonul, nu mă interesează. Tu cânti în tonul meu. Așa și eu. Eu cânt în tonul invitatului meu. Dar știi că oamenii nu știu de acasă ce înseamnă asta. Nu. Și zic, știi că mai citești comentarii. Oh, ce prost a cântat. Oh, ce n-are voce. Ce cânt acolo. Ce e asta? Și sunt... Cum să fac să vă explic? Nu despre asta e vorba. Da, 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 da. Și mă oftică, știi, că mă... Cumva, indiferent de cât de... Au trecut ani și m-am obișnuit cu aceste comentarii. Uneori zic că m-am obișnuit, dar uneori să știi că mă doare așa, corect, în sufletul meu. Că nu înțelege nimeni că poate ai o zi mai proastă, că ești la ciclu. Că, real, corect. Pe noi femeile ne afectează foarte mult. Pe mine personal mă afectează chestia asta. Nu înțeleg că ai avut o zi proastă, că ai dormit puțin, că n-ai mâncat și, sau ești răcit, sau ai amrinit alergică. Și tu am... mai ții minte filmul, documentarul cu Katy Perry când a aflat că a părăsit-o iubitul? Și a trebuit să intre pe scenă. Și a trebuit să intre pe scenă și era moartă de plâns și nu știu ce. Oribil. Dar se întâmplă și știu, și oamenii să zică, trebuie să-ți asum eu, când văd aia cu trebuie să-ți asum, gata, deja... E cu suma. Mă ia așa cu, zic, Doamne, dă-mi răbdare, Doamne, că pot să am, știu, știu că nu poți să dai mai mult decât pot duce, știu. Dar e adevărat, dar oamenilor care gândesc așa, oamenii respectivi care zic, băi, n-ai voce, oamenii n-au pregătire muzicală. Pentru că dacă avea pregătire minimă muzicală, ai înțelege perfect minim contextul în care tu ai cântat și ai făcut chestia aia, mai ales că se vede. De exemplu, eu te-am văzut pe scenă cu niște bocanci, apropo de tocurile pe care le-ai prins acum la Miss Crăciunița, acum tu umbli cu niște, câteodată? Ceva? Așa-s tocuri acum. Sunt. Bicuria, bucuria piticului. Aș vrea să știu de unde le-ai luat, aș vrea să încerc și eu vreo nu două. Nu vrei. Dar cred că sunt, băi, pantofii ăștia nu i-a făcut Sam Smith atunci când s-a îmbrăcat cu aia? Nu, mamă, stai că am văzut acum un video cu el fix aseară, l-am văzut. Băi, tati, nu, vreau să-mi spui ce crezi tu despre Sam Smith. A luat o razna, ce pot să zic? Asta e, sincer, și eu simt la fel. A luat o razna, nu știu exact ce se întâmplă, că nu vorbim aici, că nu, adică eu n-am nicio, deci nu am nicio chestie de asta să fiu homofobă și toate cele. Corect, nu-i problema eu, deci, de asta. Deci am prieteni, sunt super, adică da, eu sunt încurajez și gen, be free, fă ce vrei cu viața ta. Exprimă-ți ideile, corect, da. Dar de la asta la a te pune în fundul gol pe scenă. A fost în fundul gol pe scenă? Nu, deci dacă ți arăt după, că ți arăt, o să vezi. Nu trebuie să-mi arăți, că știu cum arată un fundul gol. Fii de aici. Ideea asta. Să o folosesc și eu. Doamne și domnilor, iată o surpriză. Dar vezi că vine acum în România. Exact asta, e Robbie Williams și cu Sam Smith. O să fie o demență, zic eu. Abia aștept. Deci dacă vine, mai ales aici unde la noi încă e un iz așa de comunism așa, în noi. Așa. Și iese nebunul de Sam Smith în fundulețul gol. S-a pe Robbie Williams. Terminat! Nu, băi. Eu îi văd în stare pe ăștia ai noștri să arunce cu ceva pe scenă. Jur de nu cred, nu cred. Nu cred? Nu cred. Pentru că la spectacol vin cei care, oricum, adică omul având o calitate vocală extraordinară, adică faci orice, treci peste chestia asta. Dar te întreb o chestie importantă. Da, mi-a râs fundul. Da, mă, știu. Nu, doamne, acum, deci la un concert acum, pe TikTok. Are niște outfituri, adică niște vestimentații foarte nebune.
Adică, practic, cred că este... Cred că vreau un fel de Elton John să fie de pe vremea lui Elton John, dar Elton John totuși avea o limită. Adică, mi se părea că el chiar era un... Nu că nu zic că și... Elton John era o extravaganță foarte plină de imaginație, înțelegi? Da. La el. Și pentru că am vorbit de Sam Smith... Ce vreți? Să cântăm de la Sam Smith? Fă introducerea. O să cântăm o piesă de la minunatul nostru Sam Smith. Vechiul Sam Smith, că acesta ne place nouă. Cauți versurile. Ăsta, ăsta este ăsta este muzica, știi? Acum ce a compus, pentru ce a devenit celebru și ce se întâmplă acum. E foarte interesant, dar cu tot, cred că toți artiștii mari au trecut prin faza asta. Ia să fac eu o chestie mai nebunatică. Da, cred, nici nu știu. Cred că cu toți avem fazele astea, știi, de care cum ar veni că și oamenii pun o presiune pe tine, că absolut. Zic, știi? Oamenii zic ceva de genul: "Păi da, tot uite cum zic, în cazul meu, tot balade, tot, dar cântă-mă și tu ceva de dragoste, de mai energic, scot energică piesa, energică de dragoste, nu de tristețe, știi, de... Da, dar tot o baladă, de ce nu mai scoți o baladă? Păi da, bă, că și așa cum a ziceți așa, eu nu mai înțeleg nimic. Hai să spun, na, probabil că ți-ai făcut sistemul tău de gândire. De când am început podcastul, primesc tot felul de mesaje pe care înainte nu le primeam, pentru că nu m-a văzut nimeni în postaza asta cu tricou negru. Eu tot timpul eram la costum, la nu știu ce, și brusc am... Eu am intrat să mă uit la podcasturi, să văd cum vin oamenii îmbrăcați. Să nu vin îmbrăcată, nu știu, prea pompos, prea nu știu ce. Și am zis, e pe lege. Puteai să vii doar în papuceea de acolo, papuceea șlapia pe care venim și era de ajuns. Sam Smith 2 eram, direct. Go? Eram Sam Smith 2. Da, Sam Smith. Sema Smith. Da. Samantha. Samantha Smith. Și când am văzut că ești în tricou, zic, ia uite-o pe asta. Da. Ia uite-o pe asta. Horia, cel din costum, pe care am crezut că s-a născut în costum. Da, prima dată când am ieșit cu picioarele înainte, am ieșit eu, pac, mi s-au dat niște nădragi, hop. Da, și deci după aceea, din start ai fost așa. Mi s-a pus acolo și... Da, ce comentarii primei? Ca să fac o proporție, și colegii mei știu foarte bine, pentru că și ei sunt prinși în acest malaxor al opiniei publice, sunt multe la care zâmbesc și le ignor. Când cineva te felicită așa, ăsta e sistemul meu, pentru că de-a lungul vieții mele artistice am avut o felul de situații în care am inhalat toate felicitările și mi-a făcut rău. Și acum le dau repede la o parte, nici nu le văd. Dar din când în când vine câte o observație. Uh-huh. Observațiile astea sunt un fel de, nu știu, 5% din 100%. Yep. Când unul zice ceva rău, cum se spune, o brăznicătură, o invectivă, da, o înjurătură, orice urât, tu tinzi să-i răspunzi. Tinzi să-i răspunzi și ce e ciudat la mintea noastră, la un om. Zi. Păi zici că anulează tot
ăia 95% da. Anulează. Gata, ăia, zici că ăia 95% care au comentat de bine s-au transformat în aia care comentează de rău, când aia care comentează de rău sunt foarte puțini. Exact. Și practic tu, și nu știu dacă știți lucrul ăsta, și pentru cei care sunt în fața monitoarelor, odată ce tu dai un răspuns unui om, algoritmul, softul de la Facebook sau Instagram, în special de la Facebook, el îți spune ăsta ca primul comentariu. Da. Înțelegi? Ca atare, toată lumea o să vadă o ceartă, o discuție, da, și se aprinde și se inflamează totul. Da. Și după aceea spui, oare ce trebuie să fac eu? Să-i răspund celor 5% sau să zic mulțumesc frumos celor 95%? Evident că știm răspunsul. Și e foarte greu să te joci uneori cu mintea umană, că na, funcționează. Avem și noi emoții, avem și noi tot felul de trăiri, de experiențe în trecut, care poate undeva avem niște frustrări pe undeva și noi, că suntem oameni, adică cu toți, adică și eu mă mai trezesc când că pic în capcana asta, știi? Și mă frustrează că știu ce se întâmplă și de ce reacționez la lucrurile alea. Și mă oftică că la nivel conștient știu. Uite, o să, deși nu-mi pregătisem ideea asta pentru astăzi, dar tu m-ai stârnit. În ultima perioadă au fost tot felul de întâmplări, anul ăsta, al unor persoane publice. Întâmplări care nu au fost neapărat, și se știu întâmplări respective, nu trebuie să-l aduc aminte. Ceea ce e interesant este că orice om are cărcotașii lui. Orice om. Da. Și voi, și noi, și toată lumea. Toți, toți, toți. E, când facem o greșeală și ea devine publică, iar tu ești o persoană publică, atunci, știi cum sunt viermii aia din Dion? Stau așa în pământ, nu fac nimic și brusc când se întâmplă ceva, dar brusc, până atunci n-au zis nimic. Da. Se resuscită formidabil, se trezesc la viață. Dar știi că așa se întâmplă, că gen, când ai făcut o greșeală, s-a anulat tot ce ai făcut bun. Da. Te-au crucificat. Ce ai exact. Ai făcut aia. Dar nu te uiți că am făcut și aia și aia și aia și da, aia, nu, și aia. Gen, am fost 95% din viață, am fost bine și ai apreciat ce am făcut și un 5% mi-a scăpat că sunt om, sunt om corect, și eu, și adică, scuză-o, nu? Înțeleg că noi trebuie să, mai ales că eu acum vorbeam general, nu mă raportam la persoane publice sau, mă rog, dar înțeleg că noi, persoanele care suntem în vizor și persoane care au putere să influențeze mase și la nivel colectiv să facă lucruri, înțeleg că noi trebuie să fim, și îmi asum chestia asta, și că trebuie să fii un exemplu. Mai răspunzător de ceea ce trebuie să fii răspunzător de tot ceea ce faci. Nu trebuie să te duci în lume și să zici, pe mine nu-mi pasă, eu să așa, eu fac asta, luați beți, fumați, bă, drogați-vă, drogați-vă. Nu, da, da, da. No way, nu, așa nu, nu se face. Dar până la asta, am și o opinie, știi? Am și o niște păreri, că am păreri și eu. Asta e un lucru pe care probabil că încet, încet o să se îndrăvenească și societatea asta. Nu uita un singur lucru. Omule, ești muritor. Da, nu, când eram eu mai tânăr, când tu nu te născuse încă. Omule, ești muritor. Iartă-mă. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci. Un cântec dedicat celor 5%. Da, cu piesa asta încă crescut. Cu asta, cu omule? Da. Mi-o cânta mama, fix așa. Era la clapă. La orgă. La orgă. O cea clapă. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești tot de petreci, mă, până la urmă trebuie să pleci. Mândră floare trandafir, în viață ești musafir. Ori ești trist, ori te petreci, măi, până la urmă trebuie să pleci. Poți să ai lumea la picioare, banii cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, tot acasă te întorci. Poți să faci de toate în viață, dar fă-ne la timpul lor. Nu uita un singur lucru, omule, ești muritor. Iar am cântat pe voce de bărbat.
Să știi că e important că poți să o faci. E important că poți să o faci, nu e o problemă. Okay. Să știi. Nu, eu... Să știi, Mira, că nu e o problemă. Să mă înțelegi. Viața da. Este așa, cu susuri și josuri. Tinu Veresejanu, zic bine, că cântă piesa asta. A. Mamă, niciunul nu știți. Iată-mă, noi dacă vrei, suntem doar cu... Cu Rachmaninov? Stevie Wonder, normal. Ce să vreau? Ce Wonder? I want... Un Guns N' Roses, băieți! Un... Take me down to the paradise city where the grass is free and the girls are pretty. I want you, please take me home. Yeah, yeah. S-a activat. Take me down to the paradise. Suntem în grass is free and a girl's are okay, pretty. Ok, ok. Da, da. Bun. Acum, eu vreau să trecem la lucru. Hopa. Pe bune? Ce? Păi tu ai zis că e o surpriză. Am crezut că da. Mi-aduci desert. Sincer. Ce desert? Păi nu știu, așa ai zis că vine o surpriză. La un moment dat am luat în cap cu surpriza. Păi vezi că mă mănânc după. Nu mi-o arunca. Da, bine. Nu, păstrez o luăm pe la pachet. Dacă deci, mai e, să-mi dați la pachet, că și așa nu mai, chiar nu știu ce să mai comand acasă. Și îmi pun niște castraveciori murați. Băi! Ce? Asta am vrut să te întreb. Ce? De castraveți? Nu! Tu ești pofticioasă și nu știu ce, și de când te-am văzut... Mamă, dar mă strâng pantalonii ceva de vis. Da, stat... deschide-i, dragă! Doamne, da, am deschide. Stat... Eu că-i deschid. Am stat în mașină, fix așa am stat, și am ieșit din mașină și am zis, hai să mă închid, că mă duc aici la oameni. Da, deschide-mi, eu am, eu știi ce am uitat? Știi că acum se poartă, știi? Asta e alt outfit-ul meu. Oh, am și eu unii ceva de genul. Stai puțin, cum ai zis tu? Asta e outfit-ul meu. Las, că e bine. Te adunăm noi. Bun. Te adunăm. Copii. Ia. Trebuie să trecem la lucruri serioase. Ce e asta? Nu, atât, doar acordurile. Băi. Greșim, mergem înainte, nu contează. Piesa nu trebuie să iasă perfect. Ia. Ci că ăsta e speech-ul motivațional ca să-ți dea încredere că dacă faci vreo greșeală trebuie să treci peste ea. Haide că-s curioasă, Brenciu, ce mergi. Iar după piesa asta, dacă tu o cânti bine, ai o surpriză. Deci, atenție. Mamă, m-am pregătit. Da? Bun. Și acum tu, Mira. Tu, Mira, tu. Miră-te, tu. Eu n-am cântat niciodată așa. Tu iartă-mă și ajută-mă. Mira, ajută-mă. Sunt doar un pui de om din Brașov. Brașovean. Ok. Mă înțelegi? Te înțeleg, da. Stai că m-ai băgat în filme, mă gândesc ce-o cânta acum, ce-o cânta. Am emoții. Horia, da, Horia. Am emoții, să mură dacă n-am emoții. Hai de Horia. Poftim. Hai de Horia. Vai de capul meu. Reacția a fost... Deci nu, da nu, să... Nu înțelegeți. Eu zic să... Deci fii atent aici. Să vă luați popcorn. La piesa asta vă luați popcorn. Luați-vă popcorn. Oh, yeah, yeah. Am scris prea multe către reveni, nu-mi curge prin vene. 24 din 7 și n-a ținut doar un ape. Acum absorb nicotină, tu pui în suflet benzină. Arde tot ce se poate, dar nu-mi lăsa la jumate. Că nici curcubeu nu am luptat găluite, dar acum totu-i despre bani. Nu îți amintești ce ne-am promis la 16 ani, da, ne privim, da, ca doi dușmani, da. Acum totu-i despre bani, da. Mi-aș dori să mă întorc din nou la 16 ani. Spital, azi mergem la tribunal să împărțim ce bagaj am strâns în an de miraj. Tu suspicioasă mereu, iscoditoare la greu.
întreb de ce sunt plecat, pe unde sunt și ce fac, dacă sunt iar cu ai mei, dacă mă duc la femei și dacă spun nu acum, e doar ce vrei. Revine, dau vina pe tine, revine ușor penibil, da. Cu atâtea părți spune, mai pune și glume și sexul incredibil, da. Totul dispare, rămâne, îmi se pare cu amintiri din setare, da. Eroare ceva și ce trebuia, era puțină răbdare, pentru că n-am uitat ce ne-am promis așa aici pe azi. Da, n-am uitat ce mi-ai promis, nu, nu, când nu avea bani. Stai, de ce nu te sun, ce n-am de vai, sunt superficial. Bine păpușă, dar sigură cea ne făcește la ușă. Dar pe strada cu frații mei nu vărei, nu ne opri, mergem iar după ei. Totul-i făcut să conteze doar magi. N-ai vrut să știi tu cum e să nu ai. Ia de Horia. O dau și-o cu băieții. Spital, azi mergem la tribunal să împărțim ce bagaj. Am strâns în ademirat, tu suspicioasă mereu, iscoditoare la greu. Mă întreb de ce sunt pe cale, unde sunt și ce fac, dacă sunt chiar cu ai mei. Dar dacă duc la femei și dacă spun nu acum, e doar ce vrei tu de bun. Revine, dau vina pe tine, devine ușor penibil, da. Cu atâtea vârsturi spune, mai pune și glum și sexul incredibil, da. Totul dispare, rămâne, se pare, cu amintiri din stare, da. Eroare ceva și ce trebuia, era puțină răbdare. Pentru că n-am uitat ce ne-am promis, așa e crea. Dar n-am uitat ce mi-am promis, nu, nu, că nu am avea bani. Spune, sunt, treabă, stai, de ce nu te sun, că n-am de bani, sunt superficial. Oprirea, am fost toți acolo. Aici se termină, nu se termină. Gata, ai transpirat, Horia. Te-au luat transpirațiile. Draga mea, în viața vieților mele l-am făcut pe Uzi. Pe dar Uzi? Tu meriți, apasă. Dar de la bala a venit a venit toamna. Suchi. A venit Suchi. Dar ce drăguț sunt. Și sunt pești. Da, da, voi aici prea multă mâncare, băutură, da, da, de da. Toate, deci. Da, da, da. Draga mea, poftim pentru asta, pentru tine. Deci îmi dai mie bețele, a? Da, beți, mai avem bețe? Nu mai avem bețe? Mamă, știți câte am acasă? Mi-am trimit foarte multe și vreau să le dau înapoi, că mi se pare că efectiv știi ce mi se pare? Că efectiv facem abuz de risipă totală, totală, totală. Chiar, dar trebuie să avem undeva bețe. Cum era, cum era melodia aia? Bețe, dă bețe, bețe. Bețe în roate. Dă bețe, dă bețe. Mamă, 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 vreau wasabi. Da. Mineli! Ce? Da. Doamnelor și domnilor. Niciodată nu te aștept, îmi pare rău. Pentru prima dată. Ce? Bețe. Pentru prima dată am și eu bețele mele. Nerostite nici de stele.
Deci dacă tu vrei să-mi spui că o să bagi în gură. Vai, vai, nu, nu, glumeam, glumeam. La 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 la. Știi că asta e dorința mea, să bat la tube? Și? Ce s-a întâmplat cu dorința? Mă distrează prea mult să mă apropii de public. Adică mă încântă apropierea de public și bețele... Hai că vreau, tot aștept să inițiez nebunia, hai. Să-ți arăt eu acum. Nu, bine. Deci eu nu pot să cred, face asta. Uitați-vă la el. Draga da. Mea! Wow. Mm. A făcut asta. Și tu mai cânti cu bețele astea acum? Acum, acum te gândești cu bețele astea. Îți dai seama, o să ai tobă cu miros de pește. Te rog, servește. Stai că m-ai lăsat fără cuvinte, ce să mai... Că, te rog, servește, puțin pește. Dar deci, wasabi nu servești. Ba da, ba da, dar eu... Bagă, bagă. Mi-e plac foarte mult soia. Hai să... Mamă, deci dacă bag tot ăsta de wasabi, mă duc... Mm. Mi-e frică. Wasabi? Se aude că... Mm. Salivez? Se aude? Nu. Nu, ce bine. Mm. Să nu dați gay numai. Deci asta l-am făcut în viața vieților mele, fatărate. Eu cred că de asta am făcut podcastul. Dom'le, unde este... Ca să mănânci? Unde? Cum? Unde este... Un adevărat baterist! Mamă, stați puțin, că am făcut ceva rău. Wasabi mult, da? Mm. Aici, isi, acolo, apă, acolo. Bă, dar ce bun e. Ce a făcut... Nu știu nimic despre istoria sushi. Știi ceva? Cine l-a făcut? Cine a găsit? Sincer, nu știu dacă mă interesează neapărat, dar... Stai că poate fac o prostie. Nu, dar fii atent, cu bețele astea... Tu și... știi? Când iau bețele astea, simt că am din nou 16 ani. Mamă, Deci, fii atent aici. Urmărește-mă. Vai, mă bucur că îți place. Vali, te rog frumos! Ia bețele astea, vezi că am pus puțin wasabi pe un băț. Rezolv tu. Mamă. Mă glumesc. Nu să-ți iau ție. Nu, e perfect acum. Mi-a dat rău de tot wasabi. Thank you very much. Dar mie sushi fără wasabi mi se pare ca nunta fără răutar, vorba aia. Da, dar de există și sosul ăla de soia. De exemplu, ăsta... Tu ai pus vreodată wasabi în soia? Și l-ai făcut așa, l-ai amestecat? Da, l-am amestecat. Acum, aș vrea să te întreb care este locul tău preferat din București. Nu ai. Nu prea iubesc Bucureștiul. Și motivul pentru care... Nu cred că aș sta în București dacă n-aș face ce fac. Ai sală Târgu Jiu? Da, e naiba, nu. Nici unde ai sta? Cluj, Brașov. Cluj, Brașov. Sau nu, România. Deci nu, stai puțin. Dacă ar fi capitala, nu capitala, lucrurile s-ar învârti de muzică, s-ar învârti în jurul Clujului, de exemplu, aș fi acolo, dar de plăcere. Vrei să ai o casă la munte sau o casă la mare? La munte. Ești stilul meu. Da. Sunt, da? Eu visez să am o casă, să ies pe prispa casei, să cânte păsărele, din când în când un guguștiuc să treacă, Asta se aștepta. Tu stai prost la capitolul sunete de păsări, mă copilă. N-am guguștiuc, iar. Ia. Mă, ce face guguștiuc? Ba da, așa e, dar tu... Da, voi știți să faceți guguștiuc cu mâinile? Da. A, nu mai știu. Știam. Nu știți să faceți guguștiuc? Nu era așa. Ba da, uite, bravo. Ce faci? Nu mai poate care buzele. Buzele tandre! Buzele tandre, că două petale, fie întreagă. Faci așa, închizi ermetic tot, mâna, da? Tot. Faci așa. Brânzeți așa. Foarte atent, faci așa. Înțelegeți? Tu făceai mă la mine la... Stai că eu am rămas cu astea pe cap. Într-o zi am stat ca guguștiuc la fereastra ta.
Perfect, deci casă la munte. La munte. Am înțeles, perfect. Îmi place natura foarte mult. Să nu dau cu asta jos. Îmi place natura foarte mult. Aici în București, de-aia mi-am și luat o casă mai la ieșire. Mm-hmm. Adică nu e în București, e în Ilfov. Și atunci e mai retras. Am pădurea lângă. E mai multă liniște acolo? Da. Te deranjează avioanele? Nu. Perfect. Nu sunt linie directă? Alo? Schimbați. Păi da, aici sunt avioane. Kilo Papa Alfa, schimbați. Pe zona asta, la mine nu sunt. Așa, mai răruț. Dar vreo stradă din București se place? Așa! Acum că ai zis... Strada Mira. Dar, unde te duci? Dar știi când îmi plac străzile din București? Când? Seara. Odată, că seara și cel mai mult când sunt sărbători și toți pleacă. Și Bucureștiul e gol. Măi, dar e de o frumusețe. E alt oraș când pleacă lumea din el. Deci când rămâne el și câțiva oameni. Bucureștiul e gol. Bucureștiul e gol. Toți s-au dus la nămol. Să se usuce mai bine. Da, mă, am improvizat, mă improvizăm. Imediat și voi. Asta, deci mi-ai dat versurile. Nu, tu nu-mi pricep că nu că o visez. Mi-e tare teamă să nu ajungă pe poziție cu I Will Survive. Asta e piesa pe care o găsesc de fiecare dar dată. Dar este un evergreen, adică e de departe cea mai iubită piesă din repertoriul meu. De ce crezi că chestia asta? Cred că mesajul, pentru că și atunci când mi-a arătat-o Florian, am remarcat, așa s-a întâmplat, așa a luat naștere piesa asta, că cel mai probabil dacă nu o remarcam și vreau să-mi asum creditul ăsta și, na, știe și el, știe și toată lumea, că dacă nu aș fi remarcat-o în felul ăla și n-aș fi zis piesa asta, Floriane, dă-mi voie să o cânt cu tine, că m-a străfulgerat. Floriane, da, Damian, o cânt cu tine, să înțeleg? Da, deci nu, pentru că era uitată în sertar acolo, era ținută la sertar, da, era ținută la sertar. El și-o dorea să o scoată, dar n-a fost susținut la momentul ăla. Dar uite, știi ce piesă mai e la sertar? A fost susținută la sertar într-o oarecare măsură. Asta cu Pleacă, cu Vang și cu Antonia. Da? Piesa a fost undeva cântată, încercată pentru Eurovision, dacă nu mă înșel, dar în altă. Și zic, băi, să o reluăm. Practic, tu, datorită experienței tale, învârți o plastelină muzicală și iată noua formă, care e mult mai plăcută. Da, când am auzit, cred că ce place oamenilor la piesa asta e mesajul, că e super nostalgic și cred că undeva sunetul de acordeon undeva a atins o coardă sensibilă în român. Dă-mi un sunet de acordeon, te rog. Romanță, știi ce zic? Je reviens de mon Bucarest. Deci piesa asta și în franceză, cred că ar suna formidable. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, a mine mă goală și clubul, și clubul e plin. Sau singur la masă cu două pahare de vin. Atâtea să-ți spun ce băia că noi nu mai vorbim. Nici măcar o noapte bună, nu. Nu ți-am spus de vreo lună și și dacă ai uitat de mine, gen ți-aduc aminte, bene, frenda. Hai să-ți cânt acum, să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Când ne iubeam, îți amintești. Amintești? Hai, întoarce-te din să ne privești. Cum dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Hai să-ți cânt, să-ți amintești. Hai să-ți cânt, să-ți amintești. Ce-și dimineața și viața ironică, da. Pe Uber am pus din greșeală fix adresa ta. Și m-am prins de știu că deja interfonul suna.
Și dacă ai uitat de mine, gen, ți-aduc aminte, bere, frenda. Hai să-ți cânt acum, să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Mira, când ne iubeam, îți amintești. Îți amintești, dar întoarce-te timp să ne privești. Cum dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Măsare mi-ai spus pe curând și dacă uitam. Hai să-ți cânt, hai să-ți cânt acum să-ți amintești. Dansam pe străzile din București, pe vremea când încă trăiam povești. Când ne iubeam, îți amintești. Hai să-ți cânt, hai să-ți cânt, hai să-ți cânt, să-ți amintești. Hai să-ți cânt, hai să-ți cânt, hai să-ți cânt, să-ți amintești. Aplauze furtunoase, mânuțele-n picioare. Ia uite, mă sună tata. Ia, nu, răspunde. Și zic că ești cu Horia Rus la telefon. Alo? Hai să spun alo, să-ți amintesc. Sunt într-un, sunt într-o filmare, întâlnire. La o întâlnire cu domnul Horia Brenciu, filmăm ceva. Ești la masă, mă, la cină, mă. Ești la masă, mă. Haide. Și beau apă. Haide, bizu. Bizu? Da, tata, mă suni diseară. Te sun eu când termin. Hai, bizu. Să am grijă, am grijă. Mi-a pus vin aici. Horia, vezi că e mare parșiv. Mi-a pus aici Horia. Auzi, da, scuze-mă, ești una dintre puținele care se salută bizu la final. Păi data sunt în Franța. Și stă de vreo... fără număr, nu știu câte ani. Deci 15 ani, nu știu. Nu am idee. Bizu, ça va bien? Ça va bien? Oui, deci spaniolă, franceză, engleză. Maghiară? Nu cred. Nu știu bine, știu câteva cuvinte, nu-ți imagina că... Ce cuvinte știi maghiară? Micinas? Micinas, te. Vezi că e din Târgu Mureș. Nem tu dom. Nem tu dom mogheru. Nem tu dom mogheru. Ți-a spus așa. Să fii tu sănătoasă, Mira. Că nu e nicio problemă. Dar când am bătut bețele cu care am mâncat Horia sushi, zi, am miroase simțit... a pește. Păi, asta e adevărul. Ne-am tunat. Dar nu știu foarte mult. Prind așa cuvinte, știi, când l-aud pe Levi vorbim prin casă, mai aud. Dă-i să vedem, Levi vorbește prin casă, ungurește. Cu ai lui. Da. Din Brașov. Cu echipa lui, cu... Din, na. Ci, dar stai puțin, toți sunt unguri? Nu, nu, totuși nu, sunt puțini unguri la el, în echipă, dar sunt suficient cu care vorbește. Adică. Bun, te duci acum acasă și îl saluți, cum îi spui? Suflet, ce faci? Suflet, candriu, suflet, suflet, inimă. Nu, îi spui așa. Saretleg. Saretleg îi spui după ce îi spui, nu îi zici... nu îi zici bună ziua, te iubesc. Nu îi zici te iubesc, nu îi spui. Deci când te duci acasă îi zici Sio. Sio, asta da. Când e așa. Da, zici Sio. Dar Sio. În jurături. Nu mi-a zis. Las că spun eu. Zi. Deci când zici Sio. Glumesc. Hai mă duc acasă zic, uite ce m-a învățat Brenciu. Și uite așa. Ce frumos, ce frumos. Din Sfânta Scriptură te-a învățat Brenciu. Ce cuvinte, uite asta vreau să spun așa.
Deci așa a făcut. Mie îmi place foarte mult că tu combini toate limbile. Pe când o melodie în limba străină? Păi am lansat o piesă în engleză. Era să zic săptămâna trecută. În februarie. În ce lună? În aprilie suntem, mama. Aprilie, nu? Cică, cum se numește? I Will Survive. I will survive după, dacă cânt piesa aia, sper să I Will Survive cândva, să mai trăiesc după. Pentru o secundă am crezut că e tot străzie din București și mă bucuram. First, mai bine. I was afraid in Bucharest. First. Dar am scos o piesă în engleză și urmează să mai scot una luna ce vine. Vreau să scot și pentru internațional. Am un plan. Vedem ce se întâmplă. Vedem dacă se leagă ceva. Nu știi niciodată. Nu știi. Trebuie să încerci. Sigur, așa a încercat și Ina, așa a încercat și trupa o zonă pe care am cântat-o. Iartă-mă, este accentul meu din Burgonia. Este acolo fac eu bine când sunt trudist. Dar auzi, tu dacă ești din Brașov, nu maghiară, nu? Bistoș. Chiurtoș. Ce râdeți, mă? Chiurtoș. Dacă nu știți, vă rog, învățați ungurește, vă rog. Ce înseamnă Bistoș? Deci eu știu de toate. Ah, Bistoș. Ceea ce vreau să te întreb, dacă te-a supărat vreodată vreunul dintre băieții din DJ Project? Puh, normal. Spune-mi care, că îi știu de mult. Gino, haide, Gino, îmi venea să-l omor. Și eu pe el și el pe mine. Într-o zi în oraș, în țară. Ce într-o erați în drum, în țară. Era să-i scoți cu... Practic, ei erau casa mea. Aveam o casă la comun, o mașină. Aia era căsuța noastră. Umblam de aici încolo. Căsuța noastră. Fix așa, cădeau bagajele pe mine. Nu credeam, mă, Mira, mă. Cum se cadă bagajele pe tine? Păi am... Mă scuzați. Te rog frumos, dar te niște. Te niște, că acum dacă n-am bețele, te-ai iau ăsta, că nu vreau să se iau de acolo, de la tine. A fost o perioadă foarte interesantă. Încă eram eu cu Gino, mai mereu. Sora cu Max era împățuitorul. Era, haideți, mă. Nu-i da, că ei sunt puțin... Ei acum au 40 de ani. Deci nu, să ne înțelegem, îi iubesc, sunt la sufletul meu, adică fac parte din viața mea ei, real vorbind. Chiar dacă acum n-am mai vorbit de ceva vreme cu ei, dar mă mai aud așa din când în când cu Max. Cu Gino mă aud mai rărus, dar nu că avem bif, nu de asta. Da, așa e el probabil mai, adică cu Max am simțit o apropiere mai fain așa. Vei mai colabora vreodată cu ei? 100%, da. Până păi una. Cumva și ei cred că au o afinitate pentru mine, așa. Mi se pare normal. Pentru că au colaborat cu multe fete, dar am simțit că, na, bine, ei așa mi-au spus, poate așa le-au fi spus la toate, știi vorba aia. Așa le-au fi spus la toate, că tu ești la sufletul nostru. Tu ești femeia visurilor mele. Au mai fost o tentativă când am plecat din trupă, în care mi-au zis, hai înapoi, hai să fim toți trei înapoi. Hai de vină înapoi. Înapoi, exact. Și le-am zis, bă, dar am proiectul meu, adică oricât de mult mi-aș dori, real, nu eram deschisă să fac acest compromis, știi? Că vreau să, fiind doi, și eu și el, mm-hmm. eram încăpățânați, el avea viziunea lui, eu aveam viziunea mea. Ne-am înțeles până la un punct și la un punct am zis, eu am niște piese pe care vreau să le cânt, altfel de piese, voi aveți un concept al vostru. Oamenii, când era DJ Project și Mira, era de fapt DJ Project și eu făceam parte din DJ Project, cântam piesele DJ Project, nu puteam să mă identific ca Mira. Tu nu puteai să cânti, am înțeles. Cântam și eu din piesele mele. Dar tu acum cânti piese de la DJ Project? Da, păi na, sunt piesele noastre. Piesa asta o știi? Da. Uite, asta cred că rămâne tot așa, o piesă care... Când am auzit prima dată piesa asta, era demo cu Joe. Pe bune? Da. La bază era demo cu Joe și am auzit-o și am zis, bă, e frumoasă piesa asta, e frumoasă. Și am mers, am tras piesa și am ascultat-o cu toții și am zis, gândește că cu piesa asta au avut și ei comeback. Cu asta au avut un comeback. Aha! Deci ei până atunci nu mai...
cred că trecuseră ceva ani de când n-au mai fost în expuși, n-au mai avut piese. Da, da. Cred că vreo după 4 ani, ceva, nu știu, dar ani, vorbim de ani. Și ăsta a fost comeback-ul, piesa asta. Dacă sunor pe fața ta și cerul te apasă, dacă nu vei mai putea să găsești drumul spre casă, cheamă-mă și am să vin să-ți încălzesc inima cu suflet de iubire plin, a ta prima și ultima. Tu știi că unele iubiri nu se uită niciodată. Mersi bemol! Pardon. Ce pot să spun? Oh! Să știi că și eu așa fac din când în când. Și eu fac așa. Nu știu, dar mi se pare că îmi stă fix, știi ceva, mă jenează aici. Ia, două, așa.
Așa. Ca să mai mănânc. Băi, E bună treaba asta, îmi place. Eu de asta spun. Pentru că și eu vreau să mănânc. Iartă-mă că îmi cer scuze pentru... Eu sunt un mâncător cu bețe, să se știe. E singurul podcast la care am fost și să mănânc și vreau să spun că îmi convine treaba asta. Mi se pare că ai un plus. De azi înainte, standardul se ridică. Ăsta e standardul. Astea mi se par așa simpliste, dar interesante. Stai puțin. Te rog. Că mai vreau cu ce e aici. Ăsta nu-mi place cum arată. Nu. Are ceva... Uite. Dacă nu-ți place ăsta... Te aștept cu șervețelul să îl scoți din deci uite așa. Nu. Știi că am fost fix așa, am fost la fine dining și am mâncat ceva. Și efectiv. La fine dining era micuț acolo. Nu, era ok, erau porții destul de ok, adică în Singapore am așa. Și nu vrei să-ți spun că fix asta am făcut. Nu îmi plăcea că era pe bază de pește și era cu mult pește crud și tot felul de combinații corean, nu știu ce, mă rog. Și ăia vedeau că tot nu mănânc și imaginează la fine dining. Trebuie să, adică, dacă mai ai și o stea Michelin, atunci n-am păi avea stea Michelin și vine la mine și e vreo problemă? Is there zero problem? Că trebuie să știi, îți dai seama. Stai. Excuse me, is there zero problem? I don't like fish that much. I don't like fish in the morning. Așa, și oamenii au zis, ok, vreți să vă facem porții mai mici, ca să fiți siguri că mâncați? Faceți mai mici, da, faceți. Au făcut, am zis, la desert să nu le miciți. Și au zis, bine. La desert porții extra. La desert, zic, supliniți de acolo. Așa. Și mi-au adus și tot mici și tot nu-l mâncam. Și la un moment dat am avut și gestul ăsta de am băgat și am mâncat și am luat repede un șervețel și am gândit. Băi, dar stai panicat oamenii, direct. Fii atent aici. Eu cred că tu, dacă te duci vreodată, să zicem că te duci... Fii atent aici, poate nu înțelegi, dar dacă te duci tu cu croaziera, tu când oprești într-un port, da, tu oricum trebuie să stai pe bărcuță ca să te duci până la portul respectiv, pentru că navaia mare nu intră până la doc, da? La dana acolo. Deci te duci cu... Nu, trebuie să mă desfac din nou. Da, desfă-te, poți să desfaci. Poți să respir. Respiră, breathe. Vreau să te întreb o chestie. Destul de importantă. Eu într-o zi... De intim, deja acum te iau pe partea, coarda sensibilă. Eu am avut un coșmar într-o zi. M-am trezit. Da. Și m-am uitat în oglindă. Și îmi lipseau dinții din față. E de râs, e de râs. Bă, m-am trezit imediat, aoleo, de ce? Exact, de ce? Pentru că... Vine ziua. Vrei o placă? Așa. Dar problema asta e următoarea, pentru că tu te obișnuiești toată viața ta cu o față, cu, nu știu, un fir de păr, un nas, nu știu, și după aceea se întâmplă ceva, scade ceva. Iar eu m-am gândit imediat la tine. La mine. Și acum o să fie o chestie mai delicată. Deci nu vine să cred că fix eu ți-am apărut și când tu ai rămas Nu mi-a apărut în vise, dar m-am gândit la tine când s-a întâmplat acel accident. Ah, ok. Deci, drumul către Pitești, către Râmnicu Vâlcea, ești în mașină, în microbuzul ăla. Sunt în mașina de concert, adică era mașina de concert, mașină mică. Passat ceva era, un break de ăsta, nu știu ce era. Și l-am dat în fața ta... Un tir cade și se răstoarnă. Da. În curbă. În curbă. Cum a venit tirul respectiv? Păi noi veneam așa, tirul venea așa. Și în această curbă, el a făcut balans, s-a răsturnat. S-a răsturnat pe mașină? Da. Da. Știi că m-am gândit, cred că acum 2 zile, ieri, nu știu când m-am gândit. Eram în drum spre casă, în mașină, și zic, bă, dar nu știu, mi-a venit așa un gând, așa, ca un fulger. M-a trecut un gând și zic, când mori într-o astfel de situație, într-un context de genul ăsta, de te lovește ceva, partea bună e că nu simți nimic. Nu simți nimic. Deci mi-am dat seama, bă, măcar nu suferi. Eu când s-a întâmplat treaba asta, a fost un... Deci atât, am văzut o lumină albă. Asta a fost tot. Eu asta știu.
Pentru că stăteam întinsă pe banchetă, mă uitam la... Era seara sau dimineața? Nu, era ziua. Ziua mea zi mare. Era la 1 ziua. Și mă uitam la serial, mă uitam la Narcos. Și tu erai pe macheta din spate. Da, stăteam întinsă. Și atât am văzut. O lumină albă. Nu mă întreba. Ai fost inconștientă? Am fost conștientă. Deci nu am avut decât acea lumină albă, moment în care, instinctiv, am ieșit din mașină. Nu știu atât, decât că am deschis ușa la mașină și am luat-o la goană. Pe stradă, direct. Nu știam nimic ce se întâmplă. Nu am, atât știu. Că eram atât de dezechilibrată că am sărit direct din mașină când s-a produs impactul. Deci undeva corpul tău reacționează, creierul funcționează chiar și în momente de-astea. De, nu știi, că nu pot să zic că conștient eu am realizat ceva. N-am realizat nimic, decât că am văzut o lumină albă, m-am văzut în afara mașinii cu mâna pe față, vedeam că-i sânge și în capul meu a fost atâta. Ori hemoragie internă, ori față desfigurată. Și în momentul ăla mă gândeam care mi-ar conveni mai mult. Efectiv la asta mă gândeam. Și când am văzut sânge și toată treaba asta, eu am crezut inițial că e un vis, că sunt într-un vis. Nu cred. Ba da, așa am crezut. Că era, nu știu, simțeam că plutesc, adică nu era ceva ce... Nu simțeam nicio durere, nu simțeam nimic, nu simțeam că era respir, că nu... Din timpul deci o adrenalină, deci, de asta zic, atunci când se întâmplă la cineva o chestie de genul, măcar atâta, dacă oamenii, dacă au avut, care se uită cel puțin, dacă au avut... în familie s-au întâmplat accidente și chestii, măcar atâta să aibă liniștea, că nu i-a durut. Știi? A avut o moarte, chiar dacă pare tragică, că a fost, că domne, i-a spart, i-a tăiat, i-a nu știu ce, măcar să știe că în impactul ăla nu simți nimic. Deci nu simți, nu e nimic. Da, dar dacă tu rămâi, ceea ce, iată, după 24 ajută... de ore, oricum, e ceva, încep durerile. Problema ta... Dacă era doar asta, dar problema ta a continuat și ceea ce m-a frapat pe mine este că tu de câte ori ai mers la doctor să scoți cioburile de în față? Oh, nu mai știu. Nu cred. Nu mai știu, am fost de foarte multe ori. Și acum am mai tot vorbit despre asta, că încă am niște cioburi aici. Nu cred. Uh-huh. Nu cred. Pentru că ar fi prea mare dauna să mă taie, să-mi scoată, că sunt niște firimituri, gen, uite cum e susanul ăsta, vezi? Așa este o bucățică de sticlă la mine aici și s-a închistat. Și ca să stea să caute și asta... Și s-a preluat cu pielea, s-a băgat în epiderm, nu? Da, undeva corpul... L-a asimilat. Da. Adică face parte din mine, nu se infectează, nu e niciun pericol, nu e nimic. Ar fi fost pericol pentru că l-am aici fix sub ochi, să-mi taie ceva nerv și să rămână așa, știi? Cel lucru pe care nu mi-l doresc, am zis, rămân cu el, frumos, e amintirea mea, minunată. Acum mă duc și îmi fac chiar un tratament. Există un tratament pentru că mă deranjează un pic cicatricile astea, pentru că fiind în lumea asta televiziunii, sunt pe ecrane, cu telefon și ce... În anumite chestii, unghiuri, se vede ca și când aș avea riduri aici. Și îți dai seama, cum ai zis tu, cu dinții. Zitul, da. Că eu m-am trezit într-o zi, aveam fața normală și după aia, o altă zi, m-am văzut aici desfigurată. Cu cicatrici. Și aici, sub barbă. Și aici măcar nu te... Aici am avut tot așa un ciob, am avut sau ceva, nici nu știu. Și m-a tăiat de 4 ore aici. Și efectiv eram, da... Trebuie să accept asta. Încerc să-mi repar cât posibil. Că acum, că există tot felul de chestii, știi, să-ți faci. Tot nu, dureroase. Un singur lucru vreau să spun. Eu am aflat de accident, dar n-am compilat atunci, cu vreo... Cât? Cu 6 ani în urmă a fost asta. Nu. 2017. Da, 2017. Și acum că îmi spui, parcă s-a întâmplat ieri și... Păi pentru mine așa e. Acum primesc trauma informațiilor pe care mi le dai. Iar eu în momentul de față mă gândesc, bă, dacă mie mi s-a întâmplat așa ceva, într-adevăr, ar trebui să am un prieten care trebuie să mă liniștească. Iar eu dacă spun acum, Mira, tu ești foarte frumoasă, iar dacă vrei, ce ai acolo tu în ochiul stâng, te face și mai sexy și mai frumoasă. Da. Da. Levi, o să... El îmi zice că... Păi nu, el nu dreptate. Vede nimic, că el zice că ce... Dar ce nu e nimic. Și nu, să nu te îngrijești de chestia asta. Știi cum e? Fiecare avem... Na, că eu, îți dai seama, 20 și la câți ani am făcut... Dacă acum 22. Am... La 22 de ani. 22 de ani, doamne. La 22 de ani. Eu m-am știut 22 de ani, într-un fel.
Nu mai da, știu. Tot șocul ăla m-a dat peste cap cu tot, cu imunitate, cu tot. Am tras foarte mult, aveam 40 de chile. Nu mai, eram scândură. Atât de tare a fost impactul încât m-a dus în prag în care nu mai puteam nici să mănânc, îmi cădea, mi-a căzut jumătate din păr. Pentru că șocul a fost atât de mare. Nu că am rămas eu cu sechele la cap, că nici n-am vrut să conștientizez prea mult ce s-a întâmplat. Am zis, așa a fost să fie. Era obișnuit cu tine într-un fel. Da, și... dai seama. Astea, ochiul și gâtul, au fost singurele probleme? Da, bine, am mai avut niște coaste fisurate, niște, dar astea, na, o lună de zile am stat la pat. O lună de zile în care a fost cel mai, atunci mi-am dat seama cât de nașpa îmi e, că nu am putut să cânt deloc. N-am cântat nimic o lună. La mine nu există, ce, există zi să treacă la tine să nu cânți? Că fredonezi, naiba, te trezești, te duci la baie, ești la, nu știu, la baie, te speli pe dinți. Tot timpul stau în baie. Deci te fredonezi mereu. Atât de afectată eram undeva în subconștientul meu încât nu mai puteam să scot niciun sunet. Nu puteam, nimic. Stăteam toată ziua în pat, citeam, mai veneau câte o prietenă că mi-aduceau câte o prăjitură. Stăteam mama cu mine. Și nu, a fost, într-adevăr, a fost un moment așa mai, a fost un moment de cumpănă în viața mea. Deci momentele astea când vin, dacă vin la 10 ani, e o traumă, la 20 de ani alta, la 30 de ani alta și la 40 de ani alta. Dar dacă ești puțin în etate, să spun așa, barem știi cum să preiei, barem mai niște mânere de siguranță, știi, te proptești de ceva. Da, bine, eu oricum n-am încercat să găsesc răspunsuri la ce s-a întâmplat neapărat, că știi ce, la ce bun. Ce a fost, a fost. Eu mereu sunt pe principiul ăsta. Ce a fost, a fost. Dacă a fost o lecție pe care trebuie să o învăț, cu siguranță îmi va ieși în cale răspunsul la momentul potrivit. M-am gândit la ce s-a întâmplat cu tine, apropo de acel tir. Pentru că noi am... Pe vremuri eram prezentator. Și... făceam un turneu cu Florian Pitiș. Cu Mircea Vintilă și cu Mircea Baniciu și cu trupa România. Și toți eram într-un microbuz. Ne distram și mergeam către Petroșani. Ți-mi minte și acum. Defileu? Era pe defileu? Nici nu știu unde eram. Trecuse mult de defileu. Mm. Și... am dat în spatele nostru vijelios un tir mare, corpolent, a trecut în viteză pe lângă noi. Noi, băi, nebunele, nu știu ce. Noi l-am lăsat să treacă și după aceea ne-am dus. Am trecut dealul pe care îl trecuse tirul înainte și când am dat așa într-o vale, tirul ăla era răsturnat în fața noastră. Și atunci îți dai seama că timingul. Pentru că asta a fost și la tine. Ăsta a fost destinul. Uh-huh. Timingul e așa. Dacă eu, când să mă urc în microbuz, mă urcam mai repede cu un minut și după aceea am auzit explicațiile polițiștilor, n-am mai putut să frâneze. Dacă eu eram înainte, ăla intra în mine și mă ducem acolo. Da, așa este. Deci timingul e ăsta. Eu cred că noi ca oameni, de fapt, avem o intuiție extraordinară, numai că trebuie să ne o ascultăm înainte, să mă urc în mașină, să plecăm spre București. I-am spus lui Max că în mașina aia eram în drum spre București, eram tour managerul, Gino și eu. Max a rămas la Cluj. Ce chestie? Și fix înainte să mă urc în mașină, îi zic, da, nu vreți voi să plecăm noi, nu știu, mai târziu, că s-o grămadă de accidente pe drum. Nu știu, am simțit să spun asta. Haide, Doamne, că nu e niciodată la ora asta, ce, că e ziua, amiază mare. Și asta m-a liniștit, gândul ăsta m-a liniștit. Dar intuiția a existat. Și eu cred foarte mult în intuiție. Prostul șofer nu ține seama că e dimineață, prânz sau seara. Normal. A fost, într-adevăr, a fost așa șocant, știi, că culmea m-au pus în camera de urgență de acolo, de la Vâlcea, fix cu șoferul, care era tăiat la gât sau ceva, se tăiase. Și îmi zice mama că s-a dus la el, că el nu era, nu știu ce nație era. Nu era român? Mm-mm. Dar vorbea așa un pic, că făcea destul de des România. Am înțeles. Și am auzit-o pe mama că era acolo. Când am auzit că e acolo, a ieșit
Oltean ca din mine. Am început să-l înjur. Zic, nu, dementule, ți-ai bătut joc de viața mea. Eu, stai, nu, nu mai eram, eram pe tot știu, felul știu, de tu. Tranquilizante. Pe toată. Zai să mai era. Și imaginează-ți că în timp ce îmi scoteau ciuburile din față. Tu erai, cum să spun, torpilată de, ci de informația faptului că tu obișnuită cu fața ta de 22 de ani. Dar nu știam, dar știi că eu nu știam. Nu te-ai văzut în oglindă. Nu, mă, nu, nu, ulterior au început să vină la mine și aveam ciuburile aici. A, și ai văzut pe fața lor. Și am văzut, că mi-au zis lor. Că trebuie să stau, să mă ține cineva de mâini, că trebuia să-mi scoată pe viu, mi-au scos ciuburile astea. Cu o pensetă au început să-mi scoată ciuburile. Și când mi-am dat seama ce se întâmplă, am început să-l înjur pe ăla. Mi-am zis, trebuia să mori! Trebuia să mori! Uite ce mi-ai făcut! Zic, trebuia să ai tu viteză în curbă. A fost destul de mediatizat cazul și mă bucur că a fost așa, pentru că acum zona aceea, de la Milcoiu către Vâlcea, acum este securizată cât de cât și anume au pus ceva între benzi. Au făcut niște stâlpi de ăștia. Da, știu. Lucru da. Care nu era până acum. S-a semnalizat cu să mergi acolo cu 30 la oră sau ceva de genul, pe toată porțiunea aia. Nu merge nimeni cu 30 la oră. Este o curbă extrem de periculoasă în viteză, pentru că tocmai asta se întâmplă, se face balans și se răstoarnă foarte da, ușor. Da, mai ales. Pentru că circulă toate tirurile, toate încărcăturile astea. Și da, în același timp nu l-am dat în judecată pe om. Nu l-am, am zis și el are o familie, are copii. Ce o să câștig? Că o să-l tărăsc prin tribunal? Nu e ca și când poate să-mi dea înapoi ce s-a întâmplat. Da, corect. Pentru mine a fost mai simplu pentru sufletul meu să-l iert, că e om și a făcut o greșeală, am înțeles lucrul ăsta, nu am purtat vreo secundă ură pe el, nu știu atunci ce-o fi fost cu mine, că era șocul ăla atât de mare încât, dar așa n-am ranchiună pe nimeni, n-am avut niciodată pe nimeni vreo ură să zic că ăsta uite ce mi-a făcut și nu, foarte liniștit așa din punctul ăsta de vedere și în schimb m-am judecat cu astea de asigurări, că să te despăgubească de toate daunele, evident, de ce mi s-a stricat. Dar nu, cum zic, dacă tu n-ai de vină, trebuie să se rezolve rapid. N-a fost caz penal pentru că suntem în România și a fost caz civil pentru că n-a avut niciunul dintre noi, deși șoferul, tour managerul nostru a fost operat și are tijă în coloană, nu i-au dat 90 de zile de spitalizare, cum ar veni, de... Practic, el a fost rănit cel mai grav la, da, la coloană. Da, el a fost cel mai grav. Și nu i-au dat acele zile și din cauza că nu s-a atins pragul ăsta de 90 de zile a fost caz civil, n-a fost penal și motiv pentru care m-am judecat atâta timp cu ei, am primit o sumă, nu există daune morale pentru genul ăsta de traumă și așa mai departe, nici măcar nu mi-au plătit, nici măcar facturile pe care le aveam cu chitanță, cu bon, cu tot, să vadă câți bani am cheltuit pe toate tratamentele și tot ce am făcut și cu operațiile și așa mai departe. Dar tu aveai asigurare? Asigurare de? De... Accident nu intră și... Păi da, te judeci cu firma de asigurări. Corect. Și firma de asigurări asta, oricum, se tot... Am auzit foarte multe chestii, adică vorbeam cu avocatul de la vremea aceea și îmi spuneau, e foarte simplu, toate firmele astea de asigurări și așa sunt mână în mână cu procurorii și se întâmplă foarte multe lucruri de care nici că avem idee. Deci îți dai seama la alt nivel se întâmplă. Iar asistam la tribunal la o chestie cu o familie care a rămas fără copii și fetița, tot așa într-un accident, fetița cooperată cu inima, cu nu știu ce, rămasă fără părinți și voiau să-i dea, nu știu, 10.000 de euro, ceva de genul, 5.000 de euro și a cooperații la inimă, care nu mai a costat nu știu cât. Și procurorii acceptau asta și te gândești, păi ce, de ce să faci asta? Că firmele de asigurări au polițe de milioane de euro. Tocmai din motivul ăsta. Dar asta este. Trăim într-o lume, din păcate, na. Trăim într-o lume coruptă. România este foarte coruptă. De mult în timp. Și, da, eu sper la un moment dat în viața asta să pot să plec de aici. Eu nu o să te las. Nu mă lași, a? Nu spune să te las. Eu n-am să te las să pleci, îmi pare foarte rău.
nu știu ce planuri ai tu, dar eu n-am. Nu am să trebuie să pleci. Deci după un discurs melancolic, vine și o piesă melancolică, nu? Da, exact. Îmi place că mi-mi dai și mie versurile la propriile mele piese. Da, dacă poate le scalai scăpat cumva. Voiam să intru, dar m-am răzgândit. La 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 la. Dar eu vreau aplauze pentru bandul ăsta minunat. Da, este un band care cântă doar la nunțile macedonești. Am văzut, iadă. Tu ți-ai intrat în mână, mă, asta, mă, Marius, mă. Scoate-o din mână. Dacă nu veneam Mira, nu învățam. Doamne, dar nu știu de ce. Știți că după ce am avut apariția... După ce am avut apariția cu Pindu, au început să sune telefoanele să merg să cânt la nunți. Le vezi de asta? De asta. Și eu eram, păi, da, nunți de macedoni. Așa. Și eu eram, zic, păi, da, eu nu știu nimic, adică, și să te
Și am cântat și eu o piesă acolo. Dar Lisa, cred că au fost, am cântat-o foarte bine, am pronunțat foarte bine, încât asta i-a cucerit. Nu că, că tonalitatea nu m-a avantajat deloc. Bărbățelul, eram acolo, micuțul, băiat. Da, da, tu știi că atunci se întâmpla asta cu vreo 2 ani în urmă. Cred că 2 sau 3. Era în pandemie. Asta. Era? A, da, 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 da. 2020. Că era publicul cu, exact, măști. Cu măști. Fai, ce ciudat mi s-a părut. Și tu erai, eu știu când ești într-un context pe care nu l-ai făcut de 10 ori, de 100 de ori. Dar se vedea că e crispată. Era așa puțin... Că nu știam ce mi se întâmplă. Aveam un stil de dans care, băi, te uita, pindu, dar ți-ai făcut treaba bine. Știi, vocal, pac, toate cuvintele acolo. Dar era așa într-o chestie, băi, eu nu sunt... Dar știi că punea și presiune pe mine, Pindu, că nu așa, nu pronunțe așa. Pronunți așa și îmi ținea mereu, ai grijă aici, ai grijă aici, și zic, mamă, mă stresa, știi, mă stresa foarte tare că să nu cumva să pronunț greșit, că, nu, îți dai seama. Și eram, fuai, mă concentram, deci eu eram, un trandafir crește la firida mea și și-a pleacă frânzălilișo, deci frânzălili, nu frunzilili, deci trebuie să ai grijă, frânzălili. Și eu eram, ce, nu înțelegeam nimic. Bine, și a fost presiunea asta, dar a fost bine. Tu știi că în viața asta muzicală există încă o Mirabela. Da, Dauer. Mirabela Dauer. Da. Eu îi spun eu zic Mirabela de aur. Mirabela de aur, mișto. Ea a cântat prin lume de multe ori și noi am cântat aici cu ea. Ea trecut. Are piesa Fotoliu din Odaie. Aia e? Și o carte ce răsat-o pe noptieră. Haide, mă, nu se poate așa ceva. Băi, nu se poate așa ceva. Hai, cântă frumos să te vadă Mirabela, cum cânti tu piesa lui Mirabela. Atenție, și ei spune, multe nume îi spune Mira, eu îi spun Bela, din alte puncte de vedere. Na. A toa? Asta e semnă cu melodie franțuească lui Jean Dassin. A toa? Deci asta e pentru... Oliu din odaie și o carte ce-ai lăsat-o pe noptieră. Ultima țigară uitată într-un colț pe etajeră. Și floarea din fereastră, biletul ce-a rămas atunci pe masă. Toate te așteaptă să te întorci acasă. Te-aștept să vii, să te întorci la mine. Așa e, nu? Nu mai ai, ne va fi cel mai bine să treci din nou cu inima înfăcată al casei brave. Așa ca altădată. Și final? Te aștept să vii. Te aștept să vii. Bine, Vali. Dragii mei, Mira o cântă pe Mira. Nu știam că îi se zice și Emira. Da, da. E prea când am zis, când am văzut numele Mira, am zis că, băi, i-a zis lui Mirabela să nu mai prescurt. Mirabela a lăsat așa, după ce mi-a dat seama că ești tu. Dar asta cu ani, nu mulți ani în urmă. De inițial am fost și eu, Aria pătrată, așa am ziceam, de la Maria, am zis Aria, după care am pus Mirabela Cismaru și am zis, cine n-ai, mă cheamă pe mine? Și așa, Cismaru, și sună și ca dracu, sincer, ce Cismar. Făceau ăștia, cântă ca o cizmă, știi, mereu. Se puteau lega super ușor, da, dacă da. Nu le convenea cea, cântă ca o cizmă. Da, mă, dar tu puteai să spui că eu sunt din Italia. Da, Cismaru. Din Cisma, Italia. Italia. Da. Și am zis, am rămas la Mira, că așa îmi zic familia, da, toți din familie îmi zic Mira. Toți din familie îmi spun așa? Da, bine, mai puțin verișoara mea care este casora mea pentru mine și îmi zice Bițu. Bițu? Bițu. De la, pentru că atunci când eram mică nu puteam să pronunț biscuiți și le ziceam Bițu.
Biți, biți, biscuiți, biți. Și mi-a zis Bițu. Și așa a rămas. În continuare îmi zice Bițu. Și știi ce fain se simte că... Mi se pare că n-am crescut niciodată, știi? Nu. Am rămas noi aceleași suntem. Aceeași inocență, știu. Da. Pentru super. Că și eu sunt la fel. Mie mi se spune Tarzan. Tarzan. Da. Pentru același motiv, eram mic... Nu, ăla-i Vinetu. Ce? Draga mea, există o diferență între Tarzan și Vinetu. Tarzan este cel care se dădea... Vin eu. Se dădea din liană în liană și a cunoscut-o pe Jane. Jane. Primul care l-a întruchipat cinematografic pe Tarzan a fost un român născut la Timișoara numit Johnny Weissmuller. Înnotător. E o secvență de acu... Îți aduce aminte? E o secvență când ea aleargă pe marginea unui râu, iar el înnoată în acel râu cu aceeași viteză cu care ea se deplasează pe margine. E bine, Tarzan e așa... Înțelegi? Cu glogotă. Nu, așa. Ceva de genul ăsta, după aceea s-a făcut iodlele. Ia iodlele. Iodlele, știi? Cum faci tu falsetul? Păi pot să fac glota, dar nu pot să o fac așa când o gândesc prea mult. Ăsta e alt film. Câți pantofi ai acasă? Nu știu. Nu știu de asta. Bun, perfect. Dar câte animale de pluș ai colecționat până acum? N-ai paștie, nu știu. Ce trebuie să-ți astea, Horia? Pentru că noi avem niște imagini de la... Să-mi dea imaginea de la Mira de acasă. Ce? Glumesc. Glumesc. M-am speriat, Doamne. În schimb, ce știu eu, e că îmi aștept membru cu numărul 2 acasă. Dezvoltă. Din categoria pisu. Pisici? Da. Ce crezi tu că urmează să vină... Cine crezi tu că urmează să vină în familia noastră? O să vină la familia ta un Maine Coon! Un Maine Coon! Pentru că noi doi am vorbit, băi, stai puțin, că eu am făcut 5 pui. Nu și eu. Nu mi-ai dat. Păi da, tu te-ai trezit târziu. M-am trezit târziu. Păi eu am pus poza pe... Uite-te la... Dacă nu mă urmărești pe Instagram, asta e problema ta, drăguță. Te urmăresc. Ce? Dă-mi follow. Îl urmăresc, mă, mi-apar podcast-ul lui non-stop. A follow. Mi apare pe feed, pe feed în continuu mi apare Horia cu râsul lui și cu invitații lui. Nu mai asta un. Prieten. Și sunt eu uite-l pe Horia, deci dacă ai o zi proastă, intră pe contul lui Horia și s-a schimbat totul. Citez. Da. Să trec peste chestia asta. Mă bucur să șeruiesc cu voi. Ce? Asta și eu? Da. Doamne. Că de asta am zis citez. Păi, am crezut că citez pe altcineva. Nu, pe tine te citez. Okay. Mă bucur să șiresc cu voi și acest aspect, fiindcă era din ce în ce mai greu să nu vă împărtășesc cele mai minunate momente din viața mea alături de omul care scoate tot ce e mai frumos din mine. 2-3 și... Și acum... Deci fie de aici. În ce an l-ai cunoscut? Anul mă interesează. 2021. Stop! Fii atent aici. A mea, Mira, a intrat pe TikTok. Fiți atenți aici. Da. Și l-a văzut pe un tip. Slăbuțel. Pe un copil. Da, așa e ce e. Mă, mai slăbuțel, puțină bărbiță. De asta, de tinerel, bărbi. Tulei, cum îi zice la... Tulei, vai... Tulei, doamne, așa? Tulei, puțin așa, da? Tulei. Și a început să-i dea niște like-uri, să vorbească cu el. Cine credeți că era băiatul? Ați ghicit! Levi! De la firma Levi Strauss. Levi Eleke Strauss, înțelegi? El era... Mama îi zicea Levis. Bine că nu zicea Elvis. Bun, perfect. Deci așa s-au cunoscut. Dar mama știa dinainte să-l cunosc eu, incredibil, dacă ți-mi scrie. Că a văzut podcast cu el. Și după ce l-a văzut podcastul, o sun eu să-i spun, uite, am întâlnit un băiat. Și zice, mama, cine? Și zic, nu-l știi tu. Și mă gândeam, îl știe mama. Zic, îl cheamă Levi Elekeș.
Poftim? Și zic, mamă, ce reacție au avut, m-am speriat. Maică-ta-l știa? Da, îl știa că s-a uitat la podcast cu el și... Deci eu nu m-am uitat la podcastul cu el, mama s-a uitat la podcastul dinainte și nici nu mi-a zis. Și când a auzit, i-am zis, Levi, are că și zice, poftim? Și zic, ce reacție e asta, mamă, ce ai pățit? Nu pot să cred. Nu pot să cred? Zic, mă gândeam, zic, mamă, ce am făcut greșit, adică ce are băiatul ăsta și ce nu știu eu că are. Ce, vai, nu pot să cred, e cel mai minunat băiat. Deci, băiatul ăsta, eu sper să vă căsătoriți. Eram, zic, băi, mamă, alo. Această reacție? Imaginează-ți primul meu telefon cu mama despre Levi. Și eu am, ferească Dumnezeu, nu, este o minunăție de băiat. Să-l săruți, mamă, să-l săruți. Să-l săruți neapărat. Tu îți dai seama? Deci eu nu. Cred că a fost singurul moment de genul ăsta. Ești un unicat. Este excepția care întărește regula. Niciodată, mama, soacră, nu, generele. Da? Cam asta a fost ideea. Deci îl iubește ceva de speriat. Levi e din Brașov. Da. Și o întrebare pe care o am din partea colegilor mei. De câte ori ai fost în Brașov? Cu el? Da. Prea puține ori. Prea puțină. Mm. Dar iubești Brașovul? Foarte mult îmi place. Iar acum, doamnă și domnilor? Ce mai vine? Testul pește pentru Brașov. Deci, din punctul meu de vedere, standardul a scăzut imediat după ce ați luat niște wasabi la bord. Perfect. Prima întrebare. Dacă nu treci testul ăsta, am vorbit cu primarul actual al Brașovului să nu te mai lase în Brașov. Ceea ce e dur. Dur, foarte dur. Cum se numește muntele / dealul de la poalele căruia se află Brașovul? Ce munte, doamne? Noi, brașovenii îi zic munte, dar de fapt e un deal. Are 960 de metri. Cum se numește dealul la poalele căruia se află Brașovul? Mai tare. Uite-te la mine, cum se numește dealul? T. Cu T, da. Cum se... Cum? Cum? Ce a zis? Tâmpea. Auzi, noi suntem aici la Macedon. Tâmpea, florea, Tâmpea, bea. Tâmpa, ok, tâmpa, ok. Tâmpa, tâmpa. Tâmpa, eu nu știu. Tâmpa. Tâmpa, tâmpa. Deci tâmpa. Dacă îl întreb pe Levi, nu știe. Lasă că știe. Ascultă-mă. Atenție. Întrebarea numărul 2. Voi chiar știați așa, da. Real? E ceva foarte cunoscut? Nu, ne-a terorizat el. Acolo a copilărit el. Deci nici voi nu știați. Păi cum să știe? Ăștia știu tot despre mine. Adică îmi pui întrebări de astea să pară că să zică ăștia, ce incultă, nu știe nimic, nu știe. Întrebarea numărul 2. Așa. Biserică celebră din Brașov, de lângă... Neagră. Na. Aplauze. Iată. Știi că care a fost primul meu spectacol, un concert, primul meu spectacol. În fața la biserică. Prima mea emisiune de la televiziune? Ce biserică? Prima emisiune a mea de la televiziune. Știi care a fost? Robingo. Nu te născusei tu? Și era să zic tonomatul de pe ceva, nu știu. Da. Ideea este că acolo a fost puneam întrebări. Asta a fost prima mea ca prezentator. Da. Deci, biserica de lângă Piața Satului, care a ars în, voi știți foarte bine, în 1689. Știați de fapt asta. Normal. Și a treia întrebare. Fii atentă. Tradiție de sărbători, de sărbătorile pascale din Brașov, adică de Paște, în jurul Paștului, care implică bărbați frumos vestimentați și cai nărăvași. Cum se numește sărbătoarea asta la Brașov? Sărbătoarea... Julituilor. Julie. Nu-i Julia, că n-ai junii. Junilor. Bravo! Cum să... Treci înapoi că ăștia au făcut, auzi, la consiliul ăsta de la primărie e bătaie mare acum, să-ți dea sau nu cheia. Fii atent aici. O să facem fix așa. Cum se numește acest dans? Brașovanca.
Băi, cum compensează? E, acum? Asta vreau să zic, e că faci așa, una da, una nu, da? Facem da. Așa. Acum? Hai. Acum trebuie să mi-l arăți, nu cu a. A. Stai să mă închid la pandalul. Hai să, hai să. Deci. Așa melodia, dar să... Ai, așa, dintr-o parte în alta, nu? Da, da, da. Da, seamănă cu... Doi pași înainte și doi pași înapoi. Seamănă cu Game of Thrones, da. Game of Thrones, exact. Brașoveanca. Hai. Pa, da. Pa, 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 pa. Așa, mă. Așa să intri în Brașov. Dă-mi cheia orașului. Superb. Ce? Mai e o ultimă întrebare. Da. Cea mai importantă. Treci imediat la masă! Să desfac pantalonul, a? Ultima întrebare. O dacă ultima răspunzi această... întrebare. Lăsată în birou pe etajeră. Dacă răspunzi la această întrebare... Dacă răspunzi la această întrebare... Da. Ai deschise toate porțile orașelor. Hai, da, capul meu. Artist de renume național, născut în cartierul vechi numit Șcheii Brașovului, care anul acesta va aniversa la Sala Palatului 30 de ani. Vai, de când a apărut pe televizor, direct în prime time. Nu se poate! Dacă spui numele lui, ai deschise toate porțile! Horia Brenciu! Bravo! Ceea ce ai cântat tu este, mai ales că acum am avut și încoronarea lui Charles deja, este regal. Ui, ce piesă, n-am mai cântat piesa asta de când s-a lansat, cred că. Mamă, nu știu, stai să încerc să-mi aduc aminte. Nici o problemă. Let me be. M-a ajutat Alice, că eu... Băi, aude-ți! Dă-mi și mie o drângănea!
vezi? Și așa își pot da oamenii seama că nu este nimic pregătit. Da, da, da. Auzi, da, mai știi că se mai desprinde o chestie din asta. Ultimele acorduri arătare ad libitum, fără rim. Era. I'm a cowboy. Nu e chitara electrică aici, l-aveți pe Horia. Doamne și domnilor, să trecem la lucruri mai serioase, după cum știți foarte bine. E prea repede, mai trecut dintr-o stare în alta, nu. Normal, o să fii bulversată după această emisiune. Sunt bulversată de deja. Vedeți, după cum se aud... Știi. Ce e asta? Bine ați venit! Vreau și o să știu. Te rog. Facem o emisiune de știri. Ce frumos! Nu, știri. Doamnelor și domnilor, după cum puteți lesne asculta și voi, se aud clopotele de nuntă. Da, da, da. O nuntă. Ce nuntă? Levi. Zic Mira și Levi sau Levi și... Mira și Levi și anunță căsătoria. În exclusivitate la Horia Brenz. Exclusivitate aici la televiziunea noastră locală. LS. Luați de soare. Lucru simple. Vă atrag atenția că urmă... Iată lista oficială. De invitați. Nu, că asta nu avem de invitați pentru că încă nu au fost sunați. Dar iată lista oficială de cântăreți de la nuntă. Și dăm legătura colegei noastre, Mira, care ni va spune chiar acum. Mira, ai legătura. La nuntă? În afară de Horia Brenciu. Ah, Horia Brenciu, nu o să mai gândesc pentru că restul trupei o să fie la altă nuntă de Macedon. Da, te ascult. O să fie o chestie doar cu familia, fără nimeni. Doamnelor, în exclusivitate, iată... O să spui rugăciuni, să se întâmple minuni. Da. Scuze-mă, dacă tu pui chitară, sună folk asta. Da. Înțelegi? Adevărat. Dar de acolo a plecat. Da. Deci... Niciun artist nu o să cânte? La nuntă? Nu, vrei să... Nu știu nimic despre nuntă. Da. Băi, fii atent. Eu pot să vă zic așa ce aș vrea să se întâmple. Asta e și important. Fii atent, Mira. Mira. Tu în viață trebuie să fii pregătită. Ești atât de tânără. Dacă intră acum Levi, spune să intre. Ce râzi, dragă? Râsul tău ăsta nu mă încântă pe mine, să știi. Dă-i drumul înainte. Dacă vine acum, se așează în genunchi aici, spune să pregătească. Așa, pregătește-te inima. Ăla cu 700 de carate. Pregătește-te suflet, pune-te, fă-te aici declarație. Suflete! Vine aici. Așa. Ce? Mira, vrei să fii soția mea. Tu, deci prin absurd, spui da? Deci ar fi cel mai cringe moment să fie așa. Așa. Ar fi cringe. Problema, aș fi sumat, dar zice nu, asta nu mi se întâmplă mie. Ce tare ar fi. Problema nu e asta. Asta ar fi o chestie ușoară. Eu l-am vrut Levi să zic, băi, pot să vin să o cer de căsătorie? I-am zis, a vrut. Nu mai vrea? Nu. I-am zis, e cringe. Exact asta am zis, e cringe. E cringe bell, jingle bell. Așa. Dar problema nu e asta. O să spună, o să spui da, o să vă pupați, nu știu ce. El o să urle, a spus da. Chestia de astea pe care noi nu am beneficiat de ele, că nu am urlat. Dar nu contează asta. Dar problema se va întâmpla următorul. Pe cine cânți? Pe cine cânți, auzi? Pe cine inviți la nuntă să-ți cânte? Pe cine inviți la nuntă să-mi cânte? Pe mama. Bună alegere. Pe mama și sper din suflet să nu mă pună pe mine să cânt. Deci o să aveți numai muzică... O să fim departe de casă și atunci Horia e greu să vină lumea. O să fim undeva în țările calde. Dragă mea, ia-mă insulă. Insula Iubirii. Zice, că te-ai băga.
la căldură, la palmier. Dar nu trebuie să, uite, vin cu Cristi și cu Alice. Alice, care va avea un costum ăsta negru, va avea un costum de topless. Practic, poate prima. E bine, topless, bine, Alice. Ma. Băi, avea un costum fără costum. Un costum fără costum. Deci, practic, draga mea Aurelia, Torica mea, vei cânta la nunta lui fiica da. Ta. Perfect. Dar, văd că eziți. Dar totuși am o întrebare. Melodia pe care o vei dansa, știi că se obișnuiește. Uh-huh. Insula. Briza. Da. Asta, asta. Exact, asta e. Down the way where the nights are gay and the sometimes... Nu știu versurile de acum. Nu m-ar mira să iasă de pe unde... Pe, după o nucă de coco să-l vezi pe Horia. Sunt eu, da, Picasso. I'm on my way. Won't be back for a many a day. My heart is down, my head is turning around. I hit the little girl in Kingston town. Și un băștinaș din Maldive, un... Și este. Hello, ladies and gentlemen. Right now, the dance of the groom and the bride. Hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, hakuna matata, tata. Hakuna matata, hakuna matata. Eu ți-aș propune altă melodie. Haide, propune-mi acum, nu se știe. Că toți, deci după acest, mergem cu toții la biserică aici vis-a-vis și vreau să vă spovedesc pe toți, să văd. Eu îți propun. Ce faci? Eram curioasă dacă stăm. Nu intră. Nu? Ai încercat, nu? Nasul a fost mai greu. L-am băgat până la creier. Hai, mă, asta o să cântați, mă. Asta o să cântați. Ai, ce piesă frumoasă. Uite, și asta. Și asta, dacă eram mai de mult în echipă cu Smiley, domnul Andrei Tiberiu, aș fi mers către el și aș fi zis: fă cu mine duetul acesta. Do something with me. Las-o pe Feli. Felișoara, felișoara. Feli, dă-mi voie. Puneți căștile ca să fii mai... A. Dudu, dă-mi de la de ecou de... La la, 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 la. Nu știu cum a făcut să facă primul pas. Încă de la început a dat-o din greșeală în vals, vals, vals. M-ai lăsat să conduc, da, da, fără să știm de următorul pas. Un, doi, trei, stă-n drept, stâng. Am dat-o din greșeală în vals, vals, vals. Chiar și atunci ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când am muzica, mă omoară liniștea. Dansând cu ea, numai cu ea, ne-am auzit inima când cânta. Mă privea, nu mai era doar o orchestră ce ne-a compania. Sunt cu ea, nu mai cu ea, da, da, da. Briză. Dans, Levi, nuntă. Am mai și călcat strâng. Nu se poate. Nu-i nimic, că doar noi vom observa. Serios, și întregul pământ. Chiar așa ar fi. E doar un rine, da, dans, dans, dans. Unul suflet și trup, opera.
tot din greșeală vals, vals, vals. Chiar și când ne-am oprit, ne-am oprit, noi mereu ne-am regăsit. Când aud, când aud muzica, muzica mă omoară dragostea. Dansând cu ea, n-am mai cu ea, n-am auzit inima cum cânta. N-am auzit inima cum cânta. Când mă privea, lumea era doar o orchestră ce ne acompania. Băi, ți-a se cântă și cu furculițe, și cu clopoței, și cu... La un moment dat, sincer să fiu, am vrut să iau ăsta, crezând că e același. Și nu, stau. Nu, nu e același. Nu, 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 nu e același. Nu. Ce e aia? No. Sorry. My bad. Sorry. I'd like to take a brief moment to offer my apologies. Te rog, te ascult. Brief moment, of course. Could I be more sorry? No. Ai cam văzut și eu cum să-mi cer scuze. Sorry! Deci așadar, dragi telespectatori, Sala Palatului, My Way, 24 și 25 noiembrie, Horia Brenciu and HB. Ce e HB? HB. HB Orchestra Big Band. Well, yes. Deci, my way is going to be your way. Exact, drumul meu și mă bucur că... Și mă bucur foarte mult. Da, Horia, că... întrebare, am și da, o întrebare da, pentru tine. Păi, ce mult mi-ar plăcea să facem... N-ai vrea odată, uite, era foarte interesant să venim cu un alt concept și anume să mă inviți aici da. Și de fapt să-ți iau eu ție interviu. Ce tare ar fost. Dragii mei, de azi înainte podcastul se numește Lucruri care te miră. Da. Lucruri complicate care te miră. Prima întrebare, mulțumesc foarte mult. Mă bucur că, uite, vinul meu preferat este chiar aici. La mulți eu ani. Vreau doar să am o întrebare. Da, ascult orice întrebare din partea ta. Tu îți mai aduci aminte ce gest ai făcut când ne-am cunoscut la Vocea României? Te-am luat în brațe. De era doar atât. Te-am sărutat? Nu. Era să încep cu machetoreasca din nou. Te-am făcut să faci ceva. Toată lumea afară, vă rog. Ai ieșit puțin afară. Hai, Cristiane, du-te. Eu nu pot să... Out of context, e sună rău de tot. Ce te mai făcut să fac? Nu îți mai aduce aminte. Păi, și a fost un moment care efectiv mi-a marcat viața. În momentul în care te-ai întors, Horia. Da. Nu te-ai întors oricum. Călare pe scaun. Efectiv. Așa. Așa am... Evident. Da. Da. Uite și pe prostul ăsta, uite și pe animal, uite și pe suplul acesta. Uite și pe ursul ăsta care se întoarce la mine. Asta a fost un gest prea nebun, m-am speriat de tine. Acum da. Acum real vorbim și și Marius. Păi nu, și Marius s-a urcat, dar nu s-a văzut de scaun. Da.
Pe el nu l-am văzut târziu. Și atunci... Na. Prima întrebare. Ascult. Prima întrebare. Dar ce? Iar întrebare? Asta nu e prima. O, Doamne. Deci, efectiv, vă rog. I Will Survive 2. Dacă ai fi acum la Vocea României, care ar fi piesa pe care ai interpreta-o ca să întorci scaunele? First I was afraid. Hai de capul meu. A, nu asta se face Vocea României. Ăsta e un sfat pe care îl dai tu, tinerilor talente, care se vor duce la Vocea României. Ce piesă ar putea întoarce scaunele? Piesa aceea pe care atunci când o cânti, ești o simți din tot... nu, să nu caute piese de-astea de voce să facă... și toate astea, că nu despre asta e vorba. Cu cât te chinui mai mult, cu atât se vede că te chinui. Cântă ce ți se potrivește ție cel mai bine. Chiar dacă e o piesă basic, chiar dacă o să zici, păi doamnă, dar mă duc și cânt, nu știu, o piesă care nu, uite, de exemplu, ce piesă? O piesă de la Ariana, să zicem așa, Beautiful like diamonds in the sky, shine bright like a diamond. Bine, și acolo poți să spui vocea, că poți să te duci departe, știi? Dar nu e o piesă să zici că mamă, Beyoncé te dă pe spate, știi? E mai bine să-ți cauți o piesă de aia care să simți că îți scoate timbru în evidență, că ai tu un, nu știu, niște inflexiuni pe care le folosești pe anumite pasaje care să te... Păi spune ce înseamnă maturizarea? Adică dacă m-aș duce acum, nu aș mai duce, păi ce mă mai duc să mai, când să mai behăiesc, mamă cât am behăit. Destresată ce eram, behăiam. Destresată ce erai, trebuie să răspund la întrebarea 2. Dacă acum ai fi la Vocea României și s-ar întoarce Moga, Smiley, Chirilă, Brenciu, ce antrenor ai alege? Vezi că l-ai zis. Păi l-am zis. L-aș alege pe Chirilă. Întrebăm aici podcastul nostru brusc, pentru că unele au o limită. Eu nu mai pot să încasez atâtea în plex. Cam și eu. Păi, dar știi de ce? Din simplu motiv că nu ar mai avea zeamă emisiunea dacă nu ar exista râca dintre tine și domnul Chirilă. Perfect! Da. Fără tine e mai bine. Am timp și pentru mine. Opriți-vă, opriți-vă, ăsta e cover. Ăsta e cover, opriți-vă, corect, bravo, mulțumesc, Cristian. Și lui Chirilă știm că nu-i plac cover-urile. Bun. Nu-i plac cover-urile? Nu, el iubește doar piesa scrisă de mine, My Way. Cu ce artist? Bravo, deci iată. Cu ce artist internațional ți-ar plăcea să ai o colaborare? Doar unu. Efectiv, chiar se înfet. Îmi place foarte mult de Rihanna. Dar îl vei alege pe Sam Smith? Evident că nu. Rihanna ar fi o... Că mi se pare că are un timbru foarte bun. Adică nu este cea mai bună voce. Cum nici eu nu mă pot intitula vreodată și să mă gândesc că aș fi... Că sunt așa niște voci de efectiv... Mă uit așa și zic... Mi-ar fi plăcut și mie să am vocea asta. Dar atâta că mi-a dat Dumnezeu. Dă-i telefon Rihannei. Dar Rihanna la fel. Deci ea nu are o voce... Deci ea pe live-uri le sclintesc. Deci și eu le sclintesc. Dar special ce o face pe ea... Și cred că undeva simt cam și eu din chestia asta. Și la fel de la Justin Bieber, nu neapărat, nu cred neapărat în zodii, dar cumva se face că și de că sunt pești ca mine. Și mi se pare că au acel ceva al lor, care chiar și dacă o sclintesc, chiar și dacă falsează, chiar și dacă le scapă nota, bă, au zeama aia în voce, au timbrul ăla așa de special și aura aia lor,
care, de care nu, nu te interesează, că ce, că a slinit acolo niște note, că a făcut nu știu ce. Ăsta pe scenă, Bieber efectiv, pe scenă își uită versurile, falsează, oh, sorry, sorry, sorry guys, am uitat versurile. Și chiar m-am trezit făcând și eu asta și că l-am văzut odată pe el că a făcut asta. Mai uiți și tu uneori, auzi, mi-a șoptit în cască. Ce tot vorbiți acolo despre mine care să uit versurile? Eu nu uit niciodată. Cum te cheamă? Eu n-am zis niciodată. Și tu, cum te cheamă tine? Uit nume, dar nu versuri. De câte ori ascult tangul de mult. Da, na. Le știe, le știe, dar nu știu ce îi sunt. Și cum a cântat doar, mai ui. Continuăm întrebările. Mirabela Dauer sau Corina Chiriac? Nu știu, e o alegere destul de grea. Evident că am prins-o mai degrabă pe Mirabela Dauer. Instagram sau TikTok? Puai, de capul meu. Mi-a dat fatala. Revenim săptămâna viitoare, atunci când găsește acel punsul. Stai puțin, Horia, că nu știu. Pă. Uite, dacă dai răspunsul la această întrebare, îți fac o surpriză. Sincer să fiu, depinde, mi se pare mult mai fan TikTok-ul, dar cred că TikTok așa legeau. Stai pe TikTok? Să știi că TikTok-ul a schimbat competiția. Rup TikTok-ul. Asta-i... Îl rup în două, îmi place mult. Deci, pentru faptul că ai pus punctul pe i... Ai pus punctul pe i. Da, ce mă? Pe... Mai aduceți o surpriză, vă rog, aduceți o surpriză. Oh, nu! Nu pot să cred! Vai. Ne avem grijă de cura ta de slăbire. Mamă, ce mișto arată! Ce mișto arată! Boy, boy. Uite ce mișto arată! Te rog frumos să servești de la noi, din Megidia. Iar asta aici. Nu, că asta, poți să iei așa unul. Poți să-l strecoru. Băi, nu există. Da, mă, da, mă, da, mă. Știi ce crunte sunt chestiile astea? Mie îmi spui. Nu, ia-l așa, uite așa, uite, uite, îmi fac eu, uite. Este așa. Asta e cu lămâie. Mm. Nu e cu mango. Cu ce e, mă? Alo. Cu dragoste. Asta cu mac, cum sunt ăsta. Băi, nu-mi place cum vă tratează Horia asta, nu, nu. N-ai văzut nimic. Chiar n-ai nevoie de trupă. Bă, bă, multe nebăiești ceva de grot. Deci, mai dăm atât acordul. Cântăm și machetonești. Ia, Naița, bine. Dăm acordul exact cum ai făcut ultima dată. Ăla ultimul. Băi, nu ultima. Penultimul. Ai dat un acord ultimul. Deci de... Lonely. Na 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 na. And bet I'm a mother, and bet I'm a father, and I'm on a day. You call me, you'll dive by my mouth, I'm locked up, dar nu contează de modulația, I will be there. Show me, and look like my mother, să mănânc și odată. Aceste clei. Tu cântă, Horia, că mănânc eu. Cântă tu, că eu mănânc. Am zis cum am schimbat vorba. Nu văd? Când am zis de, că dacă ai nevoie de trupă, imediat Michael Jackson l-a băgat la înaintea. Michael Jackson imediat. Deci tot nu mi-ai răspuns. Continuă. Eu? Da. Continuăm întrebările, amă, da! Vorbim în particular, nu chiar așa pe față. Să nu zică după aia că... Da. Nu mă deranjează. Vorbiți cât vreți. Eu îmi văd de ale mele. Dar podcastul s-a terminat. S-a terminat podcastul, dar... Deci închideți acum și deschideți puțin într-un minut. Piesă pe locul 1 în top la radio? Da. Sau concert sold out la Sala Palatului? Piese, zici piese, nu?
Piesă. A, piesă. Pe locul întâi în top la radio sau concert sold out la Sala Palatului? Păi dacă ai concert sold out la Sala Palatului, înseamnă că ai avut și piesă pe locul... Ce șmichere. Nu neapărat. Noi n-am avut niciodată piesă pe locul întâi la radio. Hai de Horia! Nu! Hai de Horia! Jur că n-am avut niciodată piesă. Poți să ai 4 săli sold out și nici o piesă pe radio. Dar... Dar cum le ai? Dar ce? Vin grad, nu există bilete de intrare. Vine lumea așa, haideți. Cum adică? Păi, cum vin... Nu înțeleg. Cum... Explic acum. Nu, deci nu. Horia, acum da. câți zeci de ani ai avut piesă pe radio, locul 1? Niciodată. Ha, de Horia, las-o! Nu, niciodată. Nu. Pe noi ne scot de pe radio. Nu știu ce au cu noi, dar... Nu citesc foarte mult Walter Scott și scot. Deci asta se întâmplă. Deci chiar nu ai avut? Nu. Niciodată. Am avut o piesă number one, dar n-am fost niciodată number one. Nu, eu chiar nu pricep, îmi pare rău, dar... Continuăm podcastul nostru. Deja, nu, gustă din... Septembrie lungi. În septembrie ne vedem. Fii atent aici. Da. Ce preferi? Să te duci la teatru, la film sau la un musical? Băi, deci nu-mi plac deloc musicalurile, îmi pare rău. Am încercat. Oh, unde? Și noi am încercat să mergem la asta, la mama mea. Mai au bilete. Da, n-ați găsit bilete, ce vreți să facă? Nu, Unde ai fost la musical? Stai puțin, nu, două situații diferite. Da, nu. Am fost la ceva musical și mi-a plăcut. În Dubai. Așa? Dar nu mai știu să zic. Mi-a plăcut. Nu m-a dat pe spate, mi-a plăcut. Mm. Am încercat să văd un film. Un film. Da, ok. Care este catalogat best. Cum îi zice? Nu știu. Dar este ceva, adică filmat în teatru, dar film. Musical. Hairspray? Cred. Este ceva all time, este unul dintre cele mai pe IMDb acolo sus. Și eu trebuie să le iau pe toate la rând. Și am dat de asta. Bă, am încercat. Și uite, fii atent aici. Nu înțeleg. Revenind la întrebarea ta, care erau cele trei opțiuni? Teatru, film, musical. Teatru. Perfect, de musical mă ocup eu de tine. Unde crezi că te-ai descurcat mai bine? În America Express sau la Survivor? America Express. Cu cine te duci în America Express? Nu mă duc. Cu Cristi? Cu Alice? Sau cu... Nu mă duc, nu știu. Nu, mi-ar plăcea, dar nu mă... Nu cred că sunt pregătită psihic. Nicio problemă, o să revin cu întrebarea anul viitor. Compozitorul tău preferat este? Culmea. Mm. E că îmi place foarte mult cum scrie, dar nu-mi place cum cântă. Ați mai pomenit? Da. Ați mai pomenit, da. Nu? Nu, dar... Ce poantă ești. Te doare la bas. Acum ar trebui bine. Așa. Taylor Swift. Taylor Swift? Da. Este un songwriter extraordinar. Are niște versuri. Da, niște versuri foarte bune. Scrie foarte fain. Dar nu-mi place muzica ei. Stilul country, poate nu, pentru că nu suntem deloc educați în sensul ăsta. Are și puține sens country pe acolo, dar în general ea... Nu pot să înțeleg muzica. Și e o isterie la nivel global, în state e o isterie cu ea, dar văd că și în alte zone. Efectiv e o isterie și eu nu înțeleg isteria aia. Pe cuvântul meu, dacă pot să înțeleg. Nu îmi transmite nimic, nu... Așa cum și alți oameni zic de mine. Că bă, nu înțeleg ce cu fata asta, nu îmi transmite nimic, nu... Și înțeleg, adică cred că unii oameni vibrează sau nu vibrează cu ceilalți. Dar cumva, uite, vibrez cu totuși cu ea. Turul mănăstirilor în Moldova sau o vizită la Sagrada Familia în Barcelona? Te duci din mănăstire în mănăstire să vezi cum... Doamne ferește. Deci Sagrada, Barcelona. 100%. Perfect. Delia sau Loredana? Delia. Cine ai vrea să-ți gătească la nuntă? Dumitrescu, Bonta sau Scărlătescu? Nu, stai, că o să zic acum ceva și o să primesc mesaj de la el. Cred că de la Bontea. O să primez mesaj, nu că vreau. Când o să spun când ce? Când o să spun ce o să spun. Ce o să spun? Am comandat ceva. De la Bontea? Da. Așa.
Niște... De la el ca restaurant? Sau? Da, 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 da. Niște coaste. Niște coapse. Niște coapse. Niște stricată de la bără. Nu. Nu era stricată, hai de că o să zic că am nebunit, că îi fac reclamă proastă. Dar nu mi-a... Mi-am făcut așteptări prea mari. Mi-am făcut așteptări prea mari și când a venit comanda... Nu mi-a plăcut deloc, deloc, deloc și mai am luat și, am luat și o salată orientală, băi, și mă așteptam să fie, știi, o salată orientală. O să rezolvăm situația și o să facem o masă rotundă. Sper să vadă acest podcast. Să bage coapsele la... Și să facă o salată orientală de aia cu... Cum se scrie? Cu, știi, un pic maioneză. Știu, mai... Mira, trap sau hip-hop? Nu pot să aleg. Și, dar cred că hip-hop mai mult. În ce oraș ți-ar plăcea să te muți la bătrânețe? În zona de Spania. Cum? Nu pot să zic un oraș, că nu... Absolut. Mergem și vizităm toată Spania. Cumpărături online sau de la mall? Online. Ultima întrebare după acest test senzațional. Ce ai căutat ultima dată pe Google? Mă uit. Ia. Mamă, și vezi ce prostii. Stai, cum pot să văd? Apasă. Păi aici apasă, am transfer, așa. Aici și n-am căutat, am intrat pe okay. ceva. Aici nu. Bun. Stai. Pot să văd la istoric, nu? Te rog. Hai că sunt foarte curioasă și eu, dar doar că nu știu cum funcționează acest telefon. Ăla-i telefonul meu? Ah, da, e al tău, bă. Ăla-i telefonul meu? Ce-a căutat el, Luchina? Îmi pare rău dacă vă zic că nu știu să caut. Ah, gata. Istoric. Pe cu you, dar nu e YouTube. Mira, n-am să te las song data. Song, dacă să văd analiticele. La analiticele astea. Și după aia am căutat Lugoj, că mi-a scris în calendarul de concerte, îmi scria Lugos. Și eu am zis: unde e Lugoj? Și zic: "Băi, există Lugos." Lugos, da. Lugos. Au scris ei. Lugos. A. Așa au scris ei în calendar. Și zic: unde, Doamne, iartă-mă, e Lugos ăsta? Și am dat pe Google, Lagos, știi? Lagos. Și am zis: bă, sigur cred că au greșit și în loc să scrie Lugos, Lugos, au scris Lugos. Pentru că ai răspuns și ai fost deschisă cu surprize! Noi. Surprize! Hai că nu mai am răbdare. Prima surpriză pe care o ți-o dau este o sticlă de vin roze să o bei acasă. Ca să, că aici cu mașina n-am voie. Mamă, dar ce fiță arată! Absolut. De la domeniile Cuza. E plăcerea noastră să te duci și să bei. Ați știut că îmi place albastru? Bineînțeles. Ce nu știți voi? Și pentru că a fost... Venirea ta asta a fost ca un parfum pentru noi. Bineînțeles că nu o să lipsească să-ți dăm parfumul ăsta care te va însoți la Lugos. Da, trebuie să-l desfacă, pare rău. Sper să-ți placă. Pentru că dacă îți place, cine știe ce se poate întâmpla. Deci chiar este... Este parfum făcut de tine? Așa cum zicea emisiunea de televiziune de pe vremuri. Eu nu pot să cred așa ceva. Te parfumezi aici. Sigur mă vei inspira. Cu toți plămânii, savoarea, plăcerea în tine cu siguranță va intra. Ia, ia. Floral. Un iz de lăcrămioare. Lăcrămioare, lăcrămioare. Dulce. Fresh. Mie mi-a zis. Mulțumesc foarte ești. Bine. Mulțumesc. Pentru că ai dat răspunsul corect. Ultima noastră surpriză. Ai de măi! Uite. Dacă n-ai un papagal ca mine... Cum sună asta? Dacă n-ai un papagal în viață. Și că uite doi papagali, pe cine arângi? Mă rog. N-a adus nimeni. Să okay. te însoțească peste tot. Să-ți aduci aminte. Să-ți aduci aminte că ai cântat. O să aibă o liță, un partener de nădejde și o să aibă și Maine-coon-ul care vine. Aoleo, care are deja nume. E băiat sau fetiță? Este băiat. Va fi... Atât cât masa. Da, dar înainte va fi micuț, drăguț. Atenție, odată la o săptămână trebuie să-i tai unghiile. Eu tai oricum. Da? Da, da, da. Dar odată pe săptămână? Băi, depinde cum cresc, o să vezi cum da. Cresc.
Eu sunt deja obișnuită cu asta mea. O iau, o peri, o tai, fac mă... Mereu îi zic, hai la manicură! O să trăiască împreună, da? Da. Atenție! Prima dată se vor ciondăni, dar după o săptămână o să-și revină și o să se înțeleagă bine. Bine ați venit la rubrica noastră veterinară. Cum să ții pisica trează? Miau! Deci, n-abia aștept dacă ne vom mai revedea într-un context ăsta filmat. Trebuie să-l aduc pe... băiețelul nostru mare, așa, să-i cunoască pe, pe ăștia ai tăi. Câți ai? Eu am două fete. Două fete. Două fete. Și trei fete și trei băieți. Una peste alta. Vreau să spun că mi-a făcut mare plăcere faptul că te-am cunoscut astăzi și mai bine. Ai, e reciproc. Dar după atâția ani, cu așa primire, te iert. Că m-ai uitat atâția ani, n-ai dat un semn. Nu că eu aș fi dat neapărat, dar cumva aveam așteptări de la... Te-am lăsat. Tu ești mentor, tu ești mentor, tu trebuie să ai grijă. Absolut, tu. Da. Dar Moga te-a mai jucat. Da, Moga! Lasă tu, că vezi că am auzit așa de la colegi că mă dă exemplu uneori. Mă dă exemplu, cică. Nu te-ar mira să se întâmple așa ceva? Nu te mira că sunt așa. Piesa asta este piesa care dă titlul acestei nebunii. Ce piesă? Na, hai. Oh. Nu e ușor. Chiar urma să întreb. O piesă de la domnul Horia. Asta e de la domnul Horia. Nu se întâmplă una. Una. Azi a fost alături de noi Mira și bineînțeles să nu uităm pe Cristache, Alice din țara... Corupție era să zic eu. Corupție. Bali... cu tricoul lui, cu... Vali cu wasabi la purtător și Marius, care din când în când cade în romantism lângă lumânările de pe pian. Și în ultimul rând, mulțumim domnului Horia Brenciu. Eu sunt. Ne Horia. Vedem la Vocea României în 2012. Cântă-ne, Horia! O, doamne! Mira dragă, lucruri simple sunt de ajuns. Exact. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa, ca un volg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Parcă sunt formația Chorus. Nici multe motive ca să iubesc. Ăsta e refrenul. Gândește-te la Levi. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cel albastru eu și tu. Mulțumesc, Mira. Și tu, și eu. Mi-e de-ajuns dar muzica, mi-e de-ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Astăzi au fost lângă noi și Tucu, Tavi, Andreea, Răzvan, care s-a plimbat cu gimbalul. Cu gimbal, cu gimbal. Mulțumim tuturor! Aplauze pentru Mira!
deci aș vrea să spun un singur lucru. Mie îmi place orice zi. Ce bine. Care mi-ar putea zâmbi dimineața de lângă perna ta. Și fii atent ce zic eu ție. Ia, zi. Îmi place tu așa cum ești. Adică cum? Când mă cer și când mă chiar și speranța. Speranța că... că nu te vei schimba. Da, Mira. Nu s-a înregistrat nimic? Nicio problemă. Bine v-am găsit, dragii mei. De la capăt? Ziceți că încă de la mai... capăt. Eu mai pot. Opa. Hai de capul meu. Acum a fost... Next time my way. Semnat. Eu spun, a pe tot, nu mă le pun. Nu mă